retorica ficțiunii și autenticității memorialistică a Alexei Marina, elaborată de doamna Stefana Meunic, în vederea obținerii titlului științific de doctor în filologie, program de doctorat 622.01, literatura română, conducător științific, conferențiar universitar, doctor doamna Diana Vlahovic. Îmi permiteți să vă prezint membrii comisiei, componența Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat. Domnul Antonio Mihail Patras, profesor universitar doctor, referent, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România. Domnul profesor universitar doctor Ilian Boldean, referent, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie, George Emil Palade, din Târgu Mureș, România. Doamna Alena Gratin, doctor habilitat, conferențiar universitar, referent, Universitatea de Stat din Moldova. Doamna Diana Vrabie, conferențiar universitar doctor, conducător de doctorat, Universitatea de Stat ale Cozor din Bălți și subsemnatul Nicolae Neacu, conferențiar universitar doctor, astăzi în ipostază de președinte al comisiei în cauză. Câteva cuvinte despre candidatul de astăzi. Candidatul se numește Svetlana Melnic. Este doctorandă a școlii doctorale, încă doctorandă a școlii doctorale de filologie. Așa, matriculată la studii în 17 octombrie 2016, program de doctorat 622.01, literatura română. Absolventa programului de master în limbi moderne și clasice, urmat la aceeași universitate. Permiteți-mi de asemenea să spun în debutul acestei ședințe, care pentru mine are o dublă semnificație. Prima abține de faptul că un om tânăr s-a maturizat suficient de mult și este în fața unui examen foarte important pentru domnia sa. Și al doilea lucru este că doamna Stefana Melnic în același timp întruchipează luminița de la începutul activităților noastre de susținere în școala doctorală filologiei. Sper ca această susținere de astăzi să fie un început bun pentru domnia sa și un început la fel de bun pentru școala doctorală filologiei de Universitatea Statală de Cluj din Bălți. Permiteți-mi de asemenea să spun câteva cuvinte despre dosarul candidatei, care se vede este aici. Așa, avem de asemenea teza de doctor, după formatul exigențelor ANACEC și un dosar cu publicațiile acumulate de-a lungul anelor de doctorat de doamna Svetlana Melnic. Despre dosarul respectiv pot să spun câteva cuvinte, pentru că am să spun câteva cuvinte. Documentele sunt în ordine, am legat cu toții asupra acestui lucru. Am urmărit ca procesele să se facă în conformitate cu regulamentele în vigoare. Există anexat la dosar și testul antiplagiat, eliberat de organismul de resort desemnat de Ministerul Educației și Cercetării. Cu alte cuvinte, vă rog să priviți sub semnătura directorului, cum s-ar spune, cu atitudinea organizării acestui dosar, care conține 42 de piese, așa cum o cer regulamentele în vigoare. Lucrul acesta ne permite să intrăm în faza susținerii publice propriu-zise și să-i oferim cuvântul doamnei Svetlana Leonic, după regulamentele în vigoare, ne orientăm la o prezentare de circa 20 de minute. O să mai aveți ceva de spus, o să puteți continua. Așa. Ascultăm. Stimați domnule profesor, stimați domnule președinte al Comisiei Doctorale, mulțumesc foarte mult pentru
Ia, în cinstea mea, vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, a fost un parcurs greu, dar foarte interesant. Tema proiectului nostru de cercetare este retorica ficțiunii și autenticității, memorialistica detenției, Alexei Marinac. Tema este una foarte, foarte actuală și necesară pentru procesul de recuperare și de reevaluare a literaturii detenției din Republica Moldova. Am vrea să spunem că prezenta cercetare, de fapt, răspunde nevoii imperioase de a avea un studiu de sinteză asupra memorialisticii de detenție a lui Alexei Marinac din prisma valorificării realității social-istorice. Am noutatea și originalitatea lucrării noastre constau în realizarea pentru prima dată în spațiul academic din Republica Moldova a unei cercetări de sinteză, a unei lucrări dedicate memorialistice de detenție a lui Alexei Marinac prin prisma documentului istoric și valorii literare estetice acesteia. Vrem să vă spunem că, de asemenea, teza, lucrarea cuprinde un material ilustrativ, documentar, inedit, prezentat în premieră publicului, colectat din varii surse, inclusiv și din arhiva personală a memorialistului, care ne-a oferit nouă posibilitatea să cercetăm tema mai îndeaproape și astfel cercetarea este conjugată cu studii din domeniul psihologiei, sociologiei, antropologiei, teoriei literaturii, astfel oferindu-i cercetării un profund caracter interdisciplinar. Scopul cercetării noastre rezidă în crearea unei sinteze asupra memorialisticii de detenție a lui Alexei Marinac prin prisma retoricii ficțiunii și a autenticității și propunerea unui suport teoretico-practic pentru cercetările asupra memorialisticii de detenție în calitate de document istoric și obiect estetic. Obiectivele asupra fundamentarea obiectivelor noastre a recurs din scopul cercetării noastre, astfel ne-am propus în primul rând să sistematizăm toate concepțiile teoretice, cercetările teoretice referitoare la conceptele de autenticitate și retorică în memorialistica detenției și să îi oferim lor o viziune coerentă funcțională. Am încercat să configurăm experiența gulagului și a regimului comunist de tortură prin prisma valorificării unui corpus de lucrări autobiografice. Ne-am propus de asemenea să definim statutul ontologic al sinelui auctorial în memorialistica detenției, să reconstituim biografia carcerală a lui Alexei Marinac, să identificăm faptele relevante în memorialistica scriitorului prin autentificarea și raportarea la autentificarea cronotopului, a mărturiilor contemporanilor și a documentelor oficiale a epocii. Ne-am propus de asemenea să aplicăm interviul narrativ și biografic în calitate de instrument de analiză și de evaluare a memorialisticii de detenție Alexei Marinac și să valorizăm, desigur, aspectul literar al memorialisticii de detenție al Alexei Marinac prin analiza și identificarea, comentarea procedeilor artistice. În suportul teoretico-științific s-a constituit, de fapt, din lucrări din cercetarea din specialitate românești, dar și din origine străină, care se află, de fapt, într-o proporție foarte echilibrată. Însă aici am fi vrut să vă atragem atenția asupra faptului că reprezentative, totuși, sunt lucrările din bibliografia străină, întrucât la noi interesul pentru teoretizarea literaturii autobiografice a întârziat cu câteva decenii. Astfel, evoluția conceptuală a literaturii autobiografice am analizat-o în sursele, în lucrările autorilor Paul John Eakin, Philippe Lejeune, Anne Applebaum, James Olney, Sidney Smith, Julia Watson. Specificul literaturii detenției l-am elucidat, l-am analizat în lucrările autorilor Eugen Simeon, Pierre Nora, Maurice Holbecks,
și alții. De asemenea, originile istorice ale evoluției conceptuale ale sinelui și ale autenticității le-am analizat în lucrările autorilor Charles Taylor, Marin Mincu și alții, Theodor Adorno, așa. Aș vrea să vă atrag atenția asupra implementării rezultatelor cercetării noastre. Rezultatele cercetării noastre au fost publicate în 11 articole, în revistea de profil, precum și în materialele conferințelor la care am participat. Astfel, acestea s-au reflectat în participări naționale și internaționale, la conferințe naționale și internaționale. Și aici aș vrea să punctez faptul că oportunitatea de a urma două studii de cercetare extensive în instituții de învățământ superior din străinătate, precum Universitatea din Arkansas cu studiul cu sediul la Little Rock, Statele Unite ale Americii, și Universitatea Alma Mater din Bologna, Italia, ne-a permis nouă să valorificăm cercetarea noastră îndeaproape și să împărtășim rezultatele cercetării noastre prin ținerea a trei lecții publice în cadrul acestor instituții internaționale. Structura tezei. Teza este cuprinde o introducere, trei capitole fundamentale de bază, urmate de concluzii generale și recomandări, și conține un suport bibliografic format din 232 de surse, inclusiv 21 de anexe. Capitolul 1. Capitolul 1 cuprinde două paragrafe fundamentale și își propune să arate, să descrie condiția actuală a cercetărilor teoretice care sunt consacrate studiului retoricii ficțiunii în memorialistică și al conceptului de autenticitate. Am pornit de la metoda biografică a lui Saint-Beuve, care își găsește fundamentul, de fapt, în studiul datelor biografice. Și capitolul, de asemenea, urmărește tendința interdisciplinară de analiză a autobiografiei, a conținutului faptic al autobiografiei în matricea sa narrativă. De fapt, vreau să vă tragem atenția asupra faptului că dezbaterile în rândul teoreticienilor autobiografiei din ultimii ani relevă faptul, demonstrează că domeniul sociocultural și cel antropologic guvernează în foarte mare măsură studiul dimensiunii estetice a literaturii subiective pe care noi o analizăm. Utopia, realității și retorica și realitatea ficțiunii. Aici, în acest paragraf, noi cercetăm statutul genului autobiografic printr-o abordare cultural-antropologică, în termenii de identitate narrativă, care sugerează că memoriile, fiind situate la intersecția dintre autobiografie și identitatea naratorului, sunt reprezintă punctul de cotitură al creierii sinelui autorial în memorial sau în literatura autobiografică. Abordăm, de fapt, statutul memorialisticii ca specie literară. Elucidăm problemele legate de definirea spațiului autobiografic al memorialului situat între istorie și ficțiune. De asemenea, și am încercat să oferim și o sintetizare a concepțiilor teoretice și limitelor abordărilor existente în acest domeniu, în domeniul memorialisticii, care de fapt au format baza pentru acest studiu interdisciplinar și pentru caracterul interdisciplinar și polivalent al acestui studiu a nostru. Autenticitatea între desubiectivizarea realității și iluzia trăitului este paragraful 2 al primului capitol, și aici noi am încercat să trecem în revistă istoria conceptului de autenticitate, plecând de la observația clasică care plasează conceptul de autenticitate într-o zonă limitrofă unui concept, conceptului identității, un concept de fapt pluridisciplinar al identității. Noi am descris aici structurile narrative neconvenționale, memoriile și scrierile despre sinele autorial, autoritatea experienței personale a autorului fiind prezentată ca marca a autenticității acestei scriituri.
De asemenea, și aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că minuțios am analizat și accepțiunile autenticității în domenii, în vari domenii ale cercetării, precum etică, filozofie, literatură, psihologie, care iarăși conferă studiului nostru un vădit caracter interdisciplinar. Capitolul 2 al cercetării noastre conține trei paragrafe și prezintă trăirea autentică și autentificată a scriitorului Alexei Marinat într-un univers concentraționar încătușat, circumscris în coordonatele timpului și spațiului, mai ales a spațiului ficțional. Accentul, de fapt, l-am plasat pe elucidarea nuanțării fenomenului complex al recluziunii și din perspectivă social-istorică. Primul paragraf al acestui capitol, autobiografie, literatura faptului trăit, cu care de fapt debutează capitolul, cercetează proiectul autobiografic al scriitorului din perspectiva existenței ca trăire și memorie. Încercăm aici să întregim imaginea omului și cea a memorialistului Alexei Marinat, plasând opera sa în context literar, social și istoric. Am încercat, de fapt, în contextul istoric în care a trăit memorialistul, am încercat, de fapt, să oferim o nouă interpretare memorialistică de detenție a lui Alexei Marinat, care absorbe, de fapt, elementul ficțional în măsura în care acesta se pliază pe autenticitatea evenimentelor narate, evocate. Aici reflectăm și pactul memorialistului cu sine și pactul memorialistului cu istoria, care, ceea ce de fapt constituie centrul, miezul acestei constelații filozofico-psihologico-literare pe care noi o abordăm pe parcursul întregii lucrări. Paragraful 2, anatomia narațiunii memorialistice, Alexei Marinat și retorica ficțiunii. Aici noi am propus de asemenea o relectură și o reinterpretare a memoriilor de detenție a lui Alexei Marinat prin intermediul analizei practicilor discursive, inclusiv celor culturale. Am avansat prin a aplica instrumentele retorice de analiză a narațiunii autobiografice. Astfel, în încercarea noastră de a explora dimensiunea estetică și structura stilistică a memoriilor de detenție lui Alexei Marinat, am încercat să subliniem, de fapt, valoarea operei acestui scriitor sub aspectul conținutului istoric, forța expresivă a memoriilor, de a capta atenția și forța memoriilor de a capta atenția cititorului, de a inspira imagini mentale vii cititorului durabile, prin retorica compoziției și a stilului care îi conferă, de fapt, memorialistului, îi conferă o individualitate artistică. Și am putea spune că am încercat cumva să analizăm narațiunea memorialistică din perspectiva unei poetici, da, a specifică spațiului recluziunii și scrierilor detenției. Proiecții ale spațiului concentraționar, cronotopul închisorii, este paragraful 3 al capitolului 2. Aici am urmărit să descoperim realitatea spațiului carceral în memorialistica lui Alexei Marinat și impactul acesteia asupra modelării sinelui textual sau sinelui narrativ sau autorial. Am utilizat aici cronotopul artistic literar autorului Mihail Bakhtin ca modalitate de a conceptualiza interpelarea timpului și spațiului în narațiune. Cronotopul aici l-am interpretat, de fapt, ca unitate l-am utilizat ca o unitate de analiză pentru descrierea ideologiilor spațio-temporale ale limbajului literar. Aici am fi vrut să vă atragem atenția asupra rolului esențial al memorialistului, care este nu numai de a oferi o reprezentare obiectivă a realității în memorial, dar și a găsi o modalitate de expunere și o percepție obiectivă a lumii carcerale, prin ce se relevă, de fapt, cronotopul, precum noi am denumit cronotopul închisorii.
Respectiv, am fi vrut să vă atragem atenția că am încercat să analizăm memorialistica detenției și prin prisma triadei spațiale a lui autorului Henri Lefebvre, experiență, percepție, imaginație. Ce se are în vedere prin experiență aici? Autorul are în vedere, de fapt, practicile sociale, experiența care s-a sedimentat în autorul Alexei Marinat. Percepția reprezintă, de fapt, reprezentarea spațiului, reprezentarea spațiului așa cum a fost acesta proiectat de către autorii sau arhitecții, să spunem așa, lagărelor gulagului. Și imaginația este, se referă la experiența, cum ar fi percepția spațiului. Este experiența autorului Alexei Marinat în acest spațiu al recluziunii. Capitolul 3 al cercetării noastre este, constituie partea practică, de fapt, a cercetării și se compune din trei paragrafe. Analizăm aici memorialistica scriitorului din perspectivă estetică, filosofică și psihologică. A un accent deosebit, desigur, noi am conferit delimitări, iarăși, a identității autoriale în narațiune și am tratat produsul memorialistic ca document istoric și obiect estetic. Primul paragraf, Traseea identitare în literatura carcerală a lui Alexei Marinat, abordează conceptul de sine narrativ sau autobiografic în calitate de concept călător care migrează către alte discipline, cum ar fi filozofie, psihologie, istorie, critică literară, sociologie. Am propus aici o analiză exhaustivă a literaturii memorialistice prin prisma convenției autenticității, a subiectivității punctului de vedere a memorialistului, a veridicității dovezilor prezentate în narațiune, a angajamentului extratextual al memorialistului față de adevărul expus în memorial. Jurnalul recluziunii, Eu și lumea, funcția catartică a mărturisirii, relefează mișcarea efervescentă de rememorare a experienței tragice a memorialistului Alexei Marinat. O analiză detaliată a acestui jurnal relevă intenția autorului de a scrie despre sine în procesul de redescoperire și de redefinire a sinelui în raport cu lumea. Jurnalul constituie, de fapt, un produs al trăirilor interioare al memorialistului, în actul personal de a refacerea unei lumi publice, istorice, colective, instituționale. Evidențiem de fapt însemnările despre valoarea mărturiei care vin din partea de aristului Marinat, notițele care escortează semnificativ acest jurnal, Eu și lumea, nevoia urgentă de a înregistra experiența opresivă, nevoia urgentă de a înregistra experiența și de a se elibera prin scris de teroarea sentimentelor trăite. Credibilitatea și autenticitatea narațiunii acestei autobiografice este dată de fortificarea documentelor de epocă, a personajelor cu o identitate biografică precisă. Și fragmentele eseistice, reflecțiile filosofice din jurnal, elementele de portretistică, descrierile literare, toate mijloacele retorice analizate, desigur, marchează adeziunea la literaritatea jurnalului Eu și lumea. Recuperarea sinelui în volumul de memorie Călătorie în jurul omului de Alexei Marinat este paragraful al treilea paragraf al capitolului 3. Răspunde, de fapt, necesității de a elucida modul de literaturizare a vieții în detenție. Aici, așa precum se conturează în memorialul analizat, aici observăm că memoriile autorului oferă o bogată perspectivă de analiză asupra vieții în captivitate. Observăm aici reflecțiile intime a autorului în raport cu procesul de redefinire și de redescoperire a sinelui transformat în urma recluziunii. Analizăm iarăși procedeile retorice din memorial, comentariile metanarrative, referințele interdiscursive,
care certifică experiența de viață a scriitorului Alexei Marinat și transpune în scritură un sine viu, autentic, identificat în urma sau extras în urma acestei textualizări. Operăm de asemenea facem o analiză de galerii de personaje și invităm publicul să descopere autenticitatea trăirii și scriturii din proza autobiografică a lui Alexei Marinat, conceputul în acest univers interior încătușat al gulagului. Concluziile generale și recomandări. Concluziile generale și recomandări la care am ajuns în urma cercetării ilustrează faptul că materialul autobiografic analizat completează golul, de fapt, unei vaste părți din tragica experiență a gulagului din Basarabia. Opera memorialistică a lui Alexei Marinat explorează complexe aspecte ale conștientizării timpului, ale eu-ului, ale memoriei și ale practicii artistice, captând atenția prin patrimoniul de literatură, prin patrimoniul autobiografic al literatură de rezistență politică. În timp ce transpune în viața autobiografului într-o retorică proprie, fiind motivată de o realitate complexă și de o necesitate ontologică, această literatură documentară favorizează păstrarea integrității faptelor autentice din viața autorului Alexei Marinat, consumată în subsolul KGB-ului și a traseului siberian. Practicile de încarcerare sunt descrise de Alexei Marinat sub aspectul unui spectacol macabru, pătruns de un fior de groază și aceste în tentativa de a șterge identitatea naratorului, individului. Reperile esențiale ale acestui univers carceral îl observăm și îl identificăm și la alți memorialiști. Memorialistul este preocupat de conservarea autenticității și veridicității faptice prin monolog interior, prin estetica autoreprezentării și rezistenței, semantica ei memoriei individuale și colective, mărturia evenimentelor traumatizante, autentificarea cronotopului în memorial, care au adus în lumina relație complexă dintre narativ, dintre limbă și reprezentarea torturii. Memoriile de detenție analizate fac apel la diverse structuri literare, figuri stilistice, voci narrative, digresiuni lirice foarte inspirate. La nivel de memorial, efectul de autenticitate este sporit și de comentariile metanarrative, care transmit impresia de veridicitate, predilecția pentru oralitatea memorialistului, folosirea elementelor spațiale și altele. Și am vrea să spunem că acest studiu ar putea servi drept reper teoretic, istoric, metodologic, pentru și ca un îndreptar practic pentru cei care, cercetătorii de fapt, care sunt interesați de reconfigurarea discursului confesiv. Considerăm că teza oferă un bun prilej de a reanima interesul pentru literatura detenției din spațiul Republicii Moldova, constituind de fapt un apel spre valorificarea memorialisticii carcerale, care ar deschide poate și solide perspective de cercetare în plan internațional, întrucât am încercat să sincronizăm tendințele teoretice internaționale referitoare la literatura autobiografică cu cele din spațiul românesc. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și de Svetlana Marinic pentru prezentarea pe care a realizat-o. Sper că i-a fost stăvăritoare pentru toți. Plus la aceasta, teza de doctorat poate fi consultată electronic la toate adresele obligatorii pe care trebuie să le respecte și doctorandul și școala doctorală. Și mai departe, dau cuvântul domnului Condelețean Universitar, dr. Diana Vabie, conducătorul de doctorat al doamnei Svetlana Marinic, să se pronunțe asupra calităților personale și profesionale ale candidatului care susține astăzi. Întrebările prin altele prerogative pe care le-are cuștiu, cred că le vom mișca spre sfârșitul cerinței voastre, după ce se vor pronunța preferenții, pentru că este un moment mai potrivit în momentul acela
să se întâlnească de o parte observațiile referințelor și pe de altă parte interesul publicului pentru problematica discutată. Stimați colegi, bună ziua, onorat public, importanța unei cercetări în domeniul științelor filologice este determinată de racordarea efortului investigativ în căutarea și oferirea unor răspunsuri la aspecte istorico-literare puțin valorificate sau chiar ignorate. Din această perspectivă, teza, retorica ficțiunii și autenticității în memorialistica detenției Alexei Marinar, propusă în calitate de teză de doctorat a doamnei Svetlana Medic, în care se încearcă analiza problemelor legate de diferite aspecte ale memorialisticii detenției din Republica Moldova, prezintă interes. La baza cercetării sunt puse și documente inedite, pagini de jurnal nepublicate anterior, care completează jurnalele publicate. Doamna profesor, dumneavoastră, o intervenție foarte scurtă asupra calităților personale și profesionale ale candidatului. Da, pe parcursul... O să vă dau cuvântul mai târziu, da, mai târziu. Era o anticameră pe care n-am conceput. Probabil prea concisă pentru a scoate în evidență calitățile de care a dat dovadă doctoranda pe parcursul studiilor de doctorat, în care a dat dovadă de un implicat interes investigativ, cercetând sursele științifice reperabile în spațiul românesc, dar accesând și baze digitalizate internaționale, în special pe parcursul stagiului său Fulbright în SUA. A fost tipul de doctorand care a luat în calcul recomandările pe care le-am făcut eu, dar și membrii Comisiei de Îndrumare pe parcursul cercetării, având în acest sens un dialog constructiv și o atitudine responsabilă față de actul cercetării. Nu a fost simplu, a avut de gestionat o bibliografie stufoasă, asta am vrut să aflăm, că v-ați înțeles bine, că s-a lucrat constructiv și mai departe mergem la referenți. Mulțumim, doamna profesor. În continuare, îi rog să se pronunțe pe referenți, în ordinea în care i-am prezentat și în ordinea este următoarea. Domnul Antonio Mirel Patraș, profesor la Universitatea Alexandru Ion Pisa din Iași, îl rog să-și prezinte vă mulțumesc, domnule profesor, doamnelor și domnilor profesori. În primul rând vreau să spun că sunt onorat să fac parte din această comisie și bucuros totodată. Teza mi-a plăcut foarte mult. E o abordare consistentă, nu, exegetică, asupra unui operei unui scriitor care merită pus în valoare. Așadar, noutatea și originalitatea lucrării, eu am ținut cont de toate cele 7 compartimente pe care trebuie să le consider avizul referentului și am scris câte ceva pentru fiecare în parte. Lucrarea intitulată Retorica ficțiunii și autenticității în memorialistica detenției, elaborată de doamna Svetlana Melnic, reprezintă un demers critic necesar și binevenit ce vizează reevaluarea literaturii carcerale, îndeosebi cea publicată după căderea comunismului în republicile ex-sovietice. Studiul de caz propus de doctorandă în prezenta lucrare este cu atât mai relevant cu cât în ultima perioadă tot mai multe proiecte de digitalizare mizează pe arhivarea mărturiilor victimelor gulagului, pe organizarea unor baze de date cuprinzând texte, imagini, interviuri și alte înregistrări, pe scurt, ancore documentare ale unei memorii colective recuperate acum pentru a umple vidurile lăsate de versiunile istoriei oficiale. Așa cum reiese și din interviul luat fiului memorialistului, Andrei Marinat, vezi anexele prezentei lucrări, autoarea tezei sublinează importanța transformării digitale a documentului material, conversie considerată nu numai prin prisma valorii patrimoniale, ci și din perspectiva oportunităților de cercetare. Așa cum precizează doctoranda în introducere, investigația textelor autobiografice ale lui Alexei Marinat se impune nu numai din perspectiva explorării aspectelor formal-compoziționale ale acestor lucrări, pe latură naratologică, antropologică, sociologică, psihanalitică și nu numai,
și din aceea unor așteptări deopotrivă ale publicului larg și ale celui avizat cu privire la destăinuirile literaturii memorialistice desertare. În același timp, lucrarea clarifică multe aspecte legate de terminologia conexă conceptului de autobiografie. E vorba nu despre concepte precum euul, sinele și sinele colectiv, memoria și documentul, autenticitatea și tropiei săi specifici și așa mai departe. Lucrarea de față este așadar rodul unei cercetări originale și riguroase, prima de asemenea învergură dedicată unui marinat, constând în consultarea unui material bibliografic impresionant și a unei abordări exegetice complexe. Suportul metodologic al lucrării. Cercetarea consacrată literaturii autobiografice a lui Alexei Marinat din perspectiva teză doctorală se bazează, așa cum o afirmă autoarea, pe o perspectivă teoretico-practică. La tare, prima parte a lucrării vehiculează un eșafodaj teoretic bazat pe mai multe metode consacrate deja în studiile literare. Metoda cultural-istorică, a autentificării datelor prin colacționarea testelor autobiografice cu diverse interviuri și mărturii oferite de contemporanii și de familia lui Alexei Marinat, metoda psihologică, problematica reconfigurării sinului și a noțiunilor de experiență, respectiv percepție, metoda tematistă, recte, decelarea temelor specifice a experienței spațiului carcerar, metoda discursiv-retorică, idest figurile autenticității ale transformării sinelui, ritmul narrativ al confesiunii și metoda comparatistă. Foarte interesante mi s-au părut apoi unele glosări pe marginea unor concepte jalon din domeniul lingvisticii care susțin ideea că, citez, fiecare narațiune memorialistică comunică o istorie a colonizării treptate a paradigmatului. Pe măsură ce sinele converge în cursul narațiunii, construcția jeunae capătă gradual experiența naratorului, obținând libertate față de constrângerile temporalității. Am chiar citat. Așa cum prevede metodologia lucrărilor din domeniul științelor umaniste, partea practică, aplicativă a unei cercetări nu se relevă atât în experiment cât sau în transferul de cunoștințe către societate sau mediul economic, cât mai curând în modul de tratare a studiului de caz și în felul de a-l racorda, după principiul genului proxim și al diferenței specifice, la două câmpuri de investigație mult mai largi și anume 1. Teoriile consacrate genului autoconfesiv. 2. Literatura carcerară în general. Dincolo de plurivalența metodologică, care, pe drept cuvânt, poate fi considerată o lăudabilă tendință spre inter- și pluridisciplinaritate, investigația doctorandei se structurează în funcție de cele două elemente considerate esențiale în scrisul autobiografic, respectiv documentul istoric și obiectul estetic. Ca să conchid, lucrarea de față se remarcă printr-un background teoretic solid, doctoranda izbutind să îmbine armonios studiul de caz cu perspectiva istorică și comparatistă, într-o manieră convingătoare și de sobră ținută științifică. Criteriul al treilea, relevanța științifică a rezultatelor. Doamna Svetlana Melnik analizează atent curentele distinții naratologice dintre autor, narator și personaj, care, în cazul literaturii confesive, se suprapun până la perfecta identitate. Apoi, pe urmele lui Philippe Lejeune și Eugène Simion, insistă asupra dublului pact al scriturii autobiografice, cu cititorul pe de o parte și cu istoria pe de altă parte. În ambele cazuri vorbim despre o predispoziție spre autenticitate și spre recunoașterea ca atare și mai puțin despre autentificare prin metode istoriografice, cum ar fi cercetarea izvoarelor, arhivelor și așa mai departe. Doctoranda recurge de asemenea și la teoriile experienței, în special la lucrările lui Michel de Certeau, care deschid o amplă perspectivă asupra excepționalității experienței carcerare. Captivitatea, consideră doctoranda pe drept cuvânt, generează o proiecție a sinelui care suprapune mai ușor prezentul și trecutul. Peisajele familiare și necunoscute, detenția și libertatea, modificând astfel constant percepția realității în temporalitatea suspendată a stării de excepție în care se află deținut. Am încheiat citatul. E meritoriu că toate aceste abordări hermeneutice, unele exaltând primatul textului, altele primatul realității și evenimentului, sunt coroborate armonios în lucrare de față, într-o perspectivă care convinge. Redactarea tezei și conținutul tehnic. Fac o paranteză. Poate că ar fi de dorit să se renunțe la aceste, nu știu, această terminologie cam lemnoasă din punctul meu de vedere și referatele să fie făcute nu după
criterii, care în fine, mi se pare foarte birocratic referatul așa cum este început. Eu m-am conformat, așa că voi spune câteva cuvinte și despre redactarea tezei și conținutul tehnic. Așadar, teza este redactată foarte îngrijit, conform normelor academice în vigoare. Din păcate, condiționarea formală privind redactarea aparatului de note și a bibliografiei, e vorba despre asignarea unor numere de ordine tuturor cărților citate și apoi indicarea fiecărei referințe prin două numere, unul indicând ordinea cărții în bibliografie, altul indicând pagina, conduce la opacizarea legăturii dintre sursele de autoritate și comentariul doctorand. Din punct de vedere al stilului critic și al corectitudinii limbii române, doctoranda a reușit să mențină cele mai înalte standarde. Dovadă a unor decantări îndelungate, frazele sunt scurte și precise, iar formularea se sprijină pe revenirea insistentă asupra unor idei cheie. Din punct de vedere al conținutului așa zis tehnic, vom preciza în cele ce urmează principalele aspecte care se detaliază în fiecare din cele trei capitole. În primul capitol, doctoranda discută cu rigoare și seriozitate problema textualizării sinelui și, spre final, tropii specifici, metalepsa interioară, exterioară și prozopopeia. Aceasta implică la rândul o definire nuanțată a autenticității și referențialității scrisului confesiei. De asemenea, doctoranda distinge între speciile literaturii autobiografice, respectiv între jurnal și memorii. Capitolul al doilea glosează formele lui Adrian Marinou asupra relației dintre autenticitate și ficționalizare prin prisma gradului de transfigurare a realului și a amintirii. Doctoranda inventarează apoi constantele tematice ale literaturii gulagului, implicit identificate și în textele lui Marinat, cum ar fi arestarea, sentința, tortura, dificultatea adaptării la viața carcerală, tehnicile de supraviețuire, raporturile deținuților cu autoritățile și așa mai departe. În cazul memorialistului Basarabean, consemnarea nu se referă exclusiv la experiența carcerară, ci la cele 6 decenii de dominație sovietică. Tot în acest capitol, doctoranda comentează poziția diaristului față de realitățile la care a fost martor, subliniind faptul că, după confiscarea celor 3 caiete de jurnal, Marinat intenționa să continue documentarea, dar într-un mod oblic, care ar fi putut trece de cenzură sau de verificările torționare. Demersul scriitorilor se apropie în acest sens surprinzător de jurnalul lui Petru Creția, care consemna Stări de Univers în Norii, compoziția autobiografică cu accente simbolice, prezentând fascinanta imagine a cerului în veșnică schimbare, deopotrivă sub imperiul mișcărilor imprevizibile petrecute în înalt și al stărilor imponderabile din adâncimile sufletului. În consecință, doctoranda sintetizează conținutul literaturii biografice scrise de Marinat, identifică biografemele în lucrările de ficțiune publicate după 1959 și cronotopul închisorii ce se conturează în spatele mărturisirilor. Capitolul mai conține și o scurtă secvență de autentificare a datelor din texte prin compararea mărturiei scriitorului cu interviul acordat lui Petru Negură, apoi un comentariu despre umorul de detenție, comentariu care va fi dezvoltat în capitolul al treilea. Interesante mi s-au părut și observațiile prin defectele de umor pe care le produc onomatopeele, lexicul basarabean, precum și terminologia carcerală redată în original, adică în limba rusă. Varietatea procedeilor justifică astfel subtila observația scriitorului, care punea umorul pe aceeași treaptă cu poezia și cu credința. Dacă în capitolul al doilea accentul cade asupra jurnalului și asupra minunatei lumi sovietice care se prezintă prin intermediul scrisului autobiografic, cel de-al treilea capitol se focalizează asupra memoriilor configurate prin acțiunea celor două voci despre care pomenește și Ruxandra Cesereanu. Pe de o parte cea a trecutului, pe de altă parte a prezentului, afectivă și stilistică. În final, dincolo de aspectul formal, doctoranda insistă asupra semnificației episodului în care Marinat relatează întâlnirea cu torționarii și de la storii săi. Unii își așteaptă ca niște lupi la pândă de mascare, iar alții se ipostazează cu nonșalanță în beneficiarii unor servicii pe care fostul deținut l-ar fi putut face după căderea comunismului. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Așa cum relevă raportul de similitudine și declarațiile candidatei, lucrarea s-a redactat conform principiilor eticii și deontologiei profesionale. Sursele au fost citate corect și onest, iar pentru prezentarea materialului documentar inedit s-a obținut acordul posesorului drepturilor de autor, IDEST, ale fiului scriitorului. Publicarea, al 6-lea criteriu vom în fine evalua împreună cei din comisie, al 7-lea publicarea ediției, respectiv prezentarea la conferință.
așa cum indică lista de lucrări și CV-ul candidatei, aceasta a depus un efort constant de diseminare a rezultatelor cercetării prin publicarea a 11 articole, participarea la 18 conferințe internaționale și prin efectuarea unor stagii de cercetare în alte centre universitare din străinătate. În concluzie, redactată într-un stil sobru și convingător, bine documentată și riguros structurată, prezenta lucrare împlinește toate condițiile prevăzute de regulamentul NUS pentru a fi acceptată în susținere publică și corespunde exigențelor pentru obținerea titlului de doctor în filologie la specialitatea literatură română. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule profesor! Vă mulțumim și pentru semnalarea problemelor pe care le creează criteriile, insuflându-le și referențelor, ca să se subordoneze acestea. Avem și noi editările noastre în legătură cu ele și cu timpul să sperăm că mașina noastră birocratică va deveni mai flexibilă în sensul acesta. Și o spun pentru public, în același timp am remarcat sintagma minunată a lumii sovietică. Acolo erau ghilimele, cu siguranță, numai că așa, unii nu le-au reținut și eu mi-am adus aminte de Emilio Ordache, Dumnezeu să ierte, profesor slavist de înalt prestigiu Iașan, care spunea de obicei, când dau din sprâncene, fiți atenți, eu am semnalat ghilimele. Da. În loc mai departe să-și rostească avizul, pe domnul profesor Iulian Boldea de la Universitatea George Emil Palade din Târgu Mureș. Vă rog, domnul profesor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur și eu că mă aflu în această discuție de doctorat. Teza de doctorat, retorica ficțiunii și autenticității în memorialistica detenției Alexei Marinac, a doctorandei Svetlana Melnik, reprezintă o cercetare cu caracter complex și inovator, având drept fundament o serie de reflecții aprofundate cu privire la teoretizările memorialistice. Abordările cu grad de originalitate mai ridicat subliniază ponderea substanței temei, gradul de interes, interpretarea cu grad ridicat de originalitate a textelor literare din perspectiva tematicii și a formei impuse de canoanele memorialistice detenției, la confluența dintre retorica ficțiunii și expresivitatea autenticității. Noutatea tezei de doctorat constă în realizarea, pentru prima dată în spațiul academic din Republica Moldova, a unei cercetări dedicate memorialisticii de detenție a lui Alexei Marinac, din perspectiva documentului istoric și a valorii literare a acesteia, prin analiza unui material ilustrativ documentar inedit, referitor la memorialistica scriitorului, conjugată cu cercetările psihologiei, teoriei literaturii, istoriei, sociologiei, antropologiei. În ceea ce privește suportul metodologic al lucrării, putem spune că această teză de doctorat se remarcă printr-un suport teoretic, metodologic, terminologic și analitic consistent pentru cercetările asupra textului literar din perspectiva memorialistică. Cercetarea se distinge prin abordarea analizei complementare a unor resurse teoretice interdisciplinare în psihologie, teoria literaturii, istorie, sociologie, antropologie, etc. Dincolo de bogatul material documentar valorificat și valorizat, cercetarea doctorală ilustrează o stăpânire adecvată a instrumentelor de analiză a textului memorialistic sub aspectul literarității sale. Cercetarea doctorală își asumă o perspectivă dublă, teoretică și practică, în măsura în care sintetizează informații, concepte, teorii referitoare la tema memorialisticii de detenție, oferind soluții aplicative concretizate sub forma unor algoritmi de lectură. În prima parte a tezei sunt valorificate metode generale, metoda cultural-istorică, autentificării datelor, metoda analitică, etc., pentru ca în partea a doua și a treia a tezei, doctoranda să recurgă la principiile literaturii comparate, fiind comparate textele memorialistice ale lui Alexei Marinac
cu alte texte autobiografice ale detenției comuniste, de la Arhipelagul Gulag, la Jurnalul Fericirii, Evadarea Trecută sau Închisoarea noastră cea de toate zilele. Acest fapt contribuie, așa cum observă doctoranda, la delimitarea liniei conceptuale a trăirii autorului în procesul de recreare a sinelui prin scris, prin prisma criticii literare, a lingvisticii, semanticii și naratologiei. Am citat din teza de doctorat. Bine condus este și studiul diacronic, la cercetarea evoluției cadrului conceptual al autenticității și a literaturii autobiografice, dar și metodele deductivă și inductivă cu rol de facilitare a formulării unor concluzii generale și particulare. Cu alte cuvinte, din perspectiva modului de articulare și de realizare, studiul este descriptiv și explicativ prin identificarea și clarificarea specificului literaturii memorialistice de detenție. În privința relevanței științifice a rezultatelor, am putea spune că suportul teoretico-științific al cercetării doctorale este reprezentat de lucrări de specialitate, românești și străine, fiind valorificate cu tact unele studii reprezentative pentru reconfigurarea conceptuală a literaturii autobiografice. Philippe Lejeune, Paul Doman, Julia Watson, Tsvetan Todorov și alții. Doctoranda a examinat și valorizat și studii cu privire la specificul literaturii detenției, Paul Ricoeur, Michel Foucault, Jacques Derrida, etc. Și la noi, Ruxandra Cesereanu, Adrian Marino, Eugen Simion, Dance Mihailescu. Originele istorice ale evoluției conceptuale a sinelui și a autenticității au fost cercetate din unul unor studii reprezentative și de o relevanță epistemologică incontestabilă. Importanța științifică și valoarea aplicativă a tezei de doctorat se remarcă prin identificarea și redefinirea principalelor concepte operaționale și instrumente de analiză ale memorialisticii de detenție, ilustrate printr-o analiză nuanțată a textelor memorialistice de detenție ale lui Alexei Marina. Doctoranda argumentează totodată valoarea literară a acestor texte prin apelul la o serie de concepte operaționale relevante, subiect, sine, autor, care garantează autenticitatea textului autobiografic, fiind amorsat în acest fel un suport imaginar de grad secund, foarte semnificativ din perspectivă teoretică și metodologică pentru studiul istoriei și criticii literare a detenției. În ceea ce privește redactarea tezei și conceptul tehnic, am putea spune că teza de doctorat reprezintă o abordare personală a retoricii memorialistice de detenție a scriitorului Alexei Marinac prin prisma calităților autenticiste ale literaturii autobiografice, doctoranda oferind o sinteză a contribuțiilor critice literare consacrate memorialisticului, cercetarea focalizându-se asupra jurnalului și asupra memoriilor de detenție ale scriitorului, o perspectivă duală, estetică și documentară. Teza de doctorat reprezintă un studiu util bazat pe o documentare adecvată într-un demers ce presupune valorificarea unei bibliografii masive, adecvate, diverse. Descifrarea semnificațiilor operelor analizate este realizată cu măsură și în acord cu textul. Întemeiate pe argumente extrase din opere, observațiile doctorandei sunt convingătoare. În privința respectării eticii și deontologiei profesionale, putem observa că teza de doctorat se caracterizează prin rigoare, tact analitic, printr-o viziune limpede asupra subiectului, dar și prin respectarea cu strictețe a principiilor eticii și deontologiei profesionale, printr-un sistem adecvat de referințe bibliografice, care își asumă în totalitate valorificarea și valorizarea în mod optim a bibliografiei de specialitate. Dacă ne referim la publicarea în ediții științifice, la prezentarea la conferințe științifice a rezultatelor cercetării, am putea spune că activitatea științifică a candidatei cuprinde studii, articole publicate și în volume ale unor conferințe axate pe tematica literaturii române.
Aceste studii și articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale sau prezentate și publicate în cadrul unor volume ale unor conferințe științifice, naționale sau internaționale, se impun prin diversitate, prin vastitatea informației, stăpânite fiind de o viziune sintetică asupra subiectului, dar deopotrivă prin acuitatea percepției. În concluzie, aș spune că fluența formulărilor, dinamismul enunțurilor, cursivitatea analizelor sunt calitățile unui stil critic ce mizează pe tact, pe rigoare și obiectivitate, demersul doctorandei Svetlana Melnic fiind un demers de calitate, meritoriu și riguros articulat. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule profesor, și dau cuvântul în mădunare doamnei Conferențeană Universitară Doctor Capabilitatea în Mare Latin, a vizor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș începe cu o notă umană, nu extraștiințifică. O felicit pe autoare pentru că a ajuns la această etapă cu o temă deloc veselă. După cum am avut de constatat și anterior, Svetlana este o tânără firavă, emotivă și confruntându-se cu această temă, cu universurile umane claustrate, traumate, nu cred că i-a fost foarte ușor, astfel încât e de apreciat această reușită. Și așadar, teza de doctorat elaborată de doamna Melnic Svetlana, cu titlul Retorica ficțiunii și autenticității în memorialistica detenției Alexei Marinar, abordează un subiect complex, actual, pentru procesul de recuperare a literaturii detenției din spațiul basarabean, pentru că vine să plaseze opera memorialistului Alexei Marinar în contextul literar, social și istoric al Bucucii, descoperindu-i valoarea documentară și artistică. Autoarea consacră memorialistice de decenție detenție, o cercetare axată pe vari abordări disciplinare, tratând subiectul din perspectiva psihologică, sociologică, antropologică, sociocritică, psihanalitică și psihocritică. În aceste condiții se poate observa, chiar de la debutul lucrării doamnei Melnic Svetlana, implicarea consecventă în parcurgerea unui suport bibliografic bogat și heterogen, efort completat de publicarea 11 articole în volume de conferințe, anuale și reviste de constituire culturale susținute prin comunicări rare la 15 convenții internaționale și naționale. Este de remarcat, de apreciat, notabil este și stagiul de formare în cele două instituții serioase din Italia și Statele Unite. Necesitatea și originalitatea acestei lucrări este motivată de livrarea unui studiu și teza asupra memorialistici de intenție a lui Alexei Marinar prin prisma retoricii, ficțiunii și autenticității, și propunerea unui suport teoretico-practic pentru cercetările memorialistice de detenție în calitate de document istoric și produs estetic. Acest demers este susținut de cartografierea trăsăturilor literaturii memorialistice, studiul retoric și ficțiunii, prezentarea evoluției conceptului de autenticitate, încadrat în actuala abordare cultural-antropologică a literaturii autobiografice. Analiza reușită a instrumentariului conceptual teoretic se fondurează în jurul unei sinteze proprii asupra literaturii autobiografice. De apreciat este corpusul de studii critice și teoretice selectat absorbind un arealul metodologic consacrat literaturii autobiografice prin apelul la nume de referințe din domeniu. De altfel, primul capitol inventarează minuțios condiția actuală a cercetărilor teoretice consacrate studiului retoricii, ficțiunii și autenticității în literatura memorialistică, punctând cele mai relevante orientări în analiza cercetării autobiografice. Apreciez lucrarea doamnei Svetlana Melnic pentru faptul că tratează și valorifică lucrările memorialistice ale Alexei Marinar, cercetarea eminamente necesară pentru literatura română din Basarabia. În ceea ce privește contribuția științifică propria tezei, aceasta se coagulează în, mai ales în capitolul 2, Universul detenției lui Alexei Marinar, între ficțiune și autenticitate, și în capitolul 3, memorialistica lui Alexei Marinar ca document istoric și obiect estetic. Paragrafe care, capitole care oferă o interpretare originală a memoriilor de detenție ale memorialistului basarabean prin prisma cercetărilor practicilor discursive și aplicării instrumentelor retorice de analiză a narațiunii autobiografice.
Doctoranda precizează la pagina 69 că, citesc, a recurs la interpretarea impactului numerațiunii autobiografice de intenția de lipsei mai înaltă asupra cititorului și la examinarea potențialului de registru de returic al treia intenției. Tocmai din această perspectivă, aceste capitole se includ în analiza structurii și retoricii textului memorialistic al scriitorului, aplicarea interpretului narativ biografic în calitate de instrument de evaluare a autenticității proiectului autobiografic studiat. Interpretarea arsenalului documentar oferit de fiul scriitorului Andrei Marina, sublinierea valorii artistice și documentare a memoriilor călătorului în jurul omului și a jurnalului trecutului lumii, eu și lumii. Discuțiile desfășurate fiind în general pertinente și bine argumentate. Astfel, lucrarea se înscrie cu succes în profundalul demersurilor științific ce din spațiul Basarabean realizate la capitolul memorialistic de lecție. În același context, autoarea face referință și la un corpus de lucrări autobiografice consacrate, aplicate în mod inspirat în cursul cercetării, precum și ale celor ale unor autori memorabili de importanță, precum sunt Alexandru Solzhenitsyn, Lena Constante, Cicerone Ionețoiu, Radu Ciuceanu și alții, identificând elemente și caracteristici similare cu memorialul analizat. Pe de altă parte, analiza ar putea fi oportun completată de studiile unor autori renumiți precum Teocar Mihădaș, Zosimu Oance, Constantin Noică, Hans Verghiev și alții. Cu argumente întemeiate, doctoranda optează pentru aplicarea instrumentelor retorice de analiza narațiunii autobiografice în interpretarea memoriilor de detenție a Alexei Marinov. În acest sens, oferind un portret cuprinzător al modelului regimului comunist de tortură, cercetarea valorifică specific cu registrul de figuri retorice, reflectat în comparații, metafore, împrumuturi autentice în alte limbi, acestora fiind adăugat din interiere termenilor adaptați la limba rusă, registrul carinologic utilizat, etc. Indiscutabil, capitolul al treilea este unul important pentru actuala cercetare. Acesta scoate de relief faptul memorialistului Alexei Marinov cu cititorul și de memorie, identifică registrele retorice și vocile narrative din textele analizate, propune lectură și reinterpretare critica memoriilor de detenție, destinate să decodifice identitatea narrativă autorială și estetica imaginatului artistic, acestea constituind modul de operaționalizare concret a instrumentelor de receptare a literaturii autobiografice. Efortul actual se înscrie în metodele critice și analitice de abordare a textului literar, complementate de principiile literaturii comparate și abordările culturale istorice ale textului memorialistic. Un fenomen demn de reflecție aprofundată rămâne a fi faptul că doamna Svetlana Melnik reușește să surprindă, într-o manieră nuanțată, autenticitatea narațiunii memorialistice, întărită de apelul la documentele de epocă, anexate la teză, scoaterea în evidență a unor actori cu o identitate biografică precisă, elucidarea vibrațiilor memoriei colective și acelei ale cuzumului. Extensia prin forță de penetrație a metodei de analiză psihologică este elucidată util în abordarea subiectivității autoriale în lucrările memorialistice ale Alexei Marinov, sintetizată în experiența de tortură a gulagului comunist, abordare cu adevărat originală, dar totodată argumentată de studiile actuale de critică a literaturii autobiografice. Alături de alte teorii universale care interpretează literatura autobiografică, investigarea subiectivității narrative pare a fi un exercițiu eficient și aplicabil. Însă, lucrarea nu descrie care sunt limitele acestei abordări psihoanalitice. Tocmai această constatare poate servi de punct de pornire util pentru o cercetare postdoctorală a literaturii memorialistice de detenție. În virtutea numeroaselor studii apărute la tema literaturii autobiografice în străinătate, constatare certificată și prin corpusul încurător de surse de origine străină abordate în lucrare, recunoaștem că puțin sunt cei care raliază studiului memorialistic și detenției prin prisma aspectului literar al acestuia. Constatarea este determinată de ezitarea în fața complexității genului și abordării interdisciplinare necesare, subiectul fiind preluat din ce în ce mai mult de culturologi, antropologi, sociologi, psicanaliști, filozofi, care oferă argumente solide în analiza textului autobiografic. Astfel,
din observațiile generale asupra tezei retorică a ficțiunii și autenticității în memorialistica detenției Alexei Marina, remarcăm o încadrare reușită a lucrării în grupul metodologic al studiilor literare, autobiografice moderne, înțelegerea aprofundată și detaliată a conceptelor operaționale memorialistice de detenție, reflectate în analizele temeinice și funcționale, actualizarea într-o manieră critică a terminologiei în domeniul geografic, prin complexitatea care se justifică abordarea acestui gen din perspectiva retorice a autenticității și a autenticității. Scopul pe care și l-a propus autoarea de a valorifica mărturie literate în carcerare și de a propune o interpretare personală a autenticității memoriilor Alexei Marinat este atins, obiectivele propuse fiind realizate în consecință întreaga traiectorie acestui. De asemenea, se argumentează relevanța abordărilor unidirecționale. Teza conține aspecte de veritabilă realitate științifică, furnizând pentru prima dată în spațiul academic de Republica Moldova un studiu exhaustiv asupra memorialisticii de retenție a lui Alexei Marina. Structurarea pe capitole este echilibrată, rigoros construită și urmează o logică de cercetare bine controlată. Aceasta conferă lucrări relevanța academică și valoare științifică. Textul propriu-zis este elaborat în corespundere cu cerințele de redactare tehnică în vigoare și se impune prin acuratețea formatului. Stilul și metalimbajul sunt adecvate unui preștiințic, ci de asemenea factură, ideile sunt expuse coerent, demersul fiind explicit și comprehensiv. Rezumatul tezei corespunde cu tezei tezii de doctorat. În baza acestor constatări și mici observații, considerăm că lucrarea doamnei Săptămâna Melnic se impune ca originală și corespunde exigențelor pentru obținerea titlului de doctor în filologie la specialitatea 6.2.01, literatura română. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnei Răzate, pentru prezentarea afiției și pentru doamnei și doamnei respective și urmăm în continuare cu doamna conferențeală de stare Corgeana Vrabie, conducătorul de doctorat, și prezinte. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, onorat ca public. În urma procesului de cercetare în cadrul școlii doctorale filologie, doctoranta Svetlana Melnic a reușit să dea un contur edificator cercetării sale de zând retorica ficțiunii și autenticității memorialistice a detenției Alexei Marinat, răspunzând obiectivelor de cercetare și obținând între timp verificarea rezultatelor sale cu prilejul diverselor manifestări științifice naționale și internaționale din prestigiu, dar și prin publicarea celor 11 articole la tema cercetării în colegii științifice și reviste de specialitate de o temă ținută academică. O temă destul de vastă, cu deschideri interdisciplinare, cu variate ipoteze, abordări, a fost așezată în cele din urmă într-un demers conducător către o formă și o formulă coerentă, oferind soluții de interpretare inedite. Cuprinsul lucrării conține un spectru impresionant de concepte teoretice suficient de contradictorii, cum ar fi cel al ficțiunii, autenticității, literarității, biografismului, cronotopului, necesare elucidării termenului de autobiografie. Toate sunt sintetizate și interpretate în manieră originală pentru a folosi scopului cercetării. În introducere se descrie noutatea științifică, originalitatea lucrării și importanța problemei abordate, se anunță scopul și obiectivele, se enumeră principalele rezultate științifice obținute și se argumentează valoarea teoretică și aplicativă a acestora. Este argumentat totodată suportul metodologic și teoretico-științific, precum și strategia de cercetare, fiind justificată necesitatea utilizării unor metode ce provin din eșafodajul teoretic al altor cercetări din domeniul științelor umaniste, sociologie, istorie, psihologie. În capitolul 1, retorica ficțiunii și convenția autenticității, este analizată condiția actuală a cercetărilor teoretice, consacrate conceptelor de ficțiune și de autenticitate, așa cum se conturează acestea în literatura memorialistică. Se analizează situația în domeniu, se restabilește efectele straseul de evoluție a conceptelor date, prin apelul la nume cu autoritate exegetică, Filip Lejon, Jean Starobinski, Eugen Simon din spațiul românesc, Marin Dincu și alții. Autoarea cercetează stadiul actual al investigațiilor, sintetizând opiniile reprezentative, argumentându-și în același timp viziunea sa personală asupra acestor subiecte teoretice. Pentru a restabili profilul conceptelor date, sunt analizate pe larg noțiunile de autobiografie, pact autobiografic, identitate de sine, autenticitate, respectiv autoficțiune, subiectivitate, toate fiind caracterizate printr-o
profundă indeterminare, multiple confuzii și suprapuneri terminologice. Toate acestea se datorează polisemiei conceptelor cu care se operează, precum și numărul mare de școli, perspective de cercetare, teorii, ipoteze, abordări care s-au autoconstat în paralel de-a lungul ultimelor secole. Svetlana Melnik propune un inventar al conceptelor legate de specificul literaturii memorialistice, o clarificare a acestora folosind mai multe studii teoretice importante la tema cercetării. În consecință, suportul metodologic plurivalent este asigurat de următoarele metode: discursiv retorică, tematistă, comparatistă, psihologică, cultural, istorică, combinată în chip inspirat de către autoare și derotând în consecință o gestionare adecvată a instrumentelor de analiză a textului memorialistic, a document istoric și obiect estetic. În capitolul al doilea, intitulat Universul de Vieții Alexei Marinan, între ficțiune și autenticitate, compartimente bază este propusă o relectură, o reinterpretare și, în consecință, o reevaluare a memoriei de vieții ale lui Alexei Marinan prin intermediul analizei practicilor discursive. Acestea sunt abordate din perspectivă estetică, etică și documentară, așa cum sugerează poetica literaturii de detenție. Un loc important este acordat cercetării corotopului disorii în încercarea de a demonstra că autentificarea spațiului geografic a recluziunii și timpului istoric narrativ, deopotrivă cu mărturiile contemporanelor și documentele oficiale, întăresc efectul de autenticitate al lucrărilor de acest tip. Întrucât geografia are un rol decisiv în autentificarea narațiunii memorialistice și elucidează presiuni de exercitate asupra individului în captivitate, acest capitol abordează de asemenea o serie de probleme legate de reprezentarea teoriei geografice. În acest sens sunt analizate teoriile formulate de Martin Heidegger, Foucault și alții, care evidențiază conceptele cheie în interpretarea spațiului autobiografic, având rolul unor instrumente analitice pentru cercetarea liniei subtile de demarcație între spațiul și locul detenției. Capitolul al treilea, intitulat Memorialistica lui Alexei Marinan ca document istoric și obiect estetic, de sorginte aplicativ-practică, vine să completeze capitolul anterior în ideea validării estetice a memorialisticii detenției lui Alexei Marinan, un accent deosebit fiind conferit editării identității autoriale în narațiune și respectiv tratării produsului memorialistic ca document istoric și obiect estetic în același timp. În acest scop sunt analizate procedeile retorice prin care materialul luat din existența social-carcerală, politică, psihologică, morală devine literatură, în sensul identificării elementelor care contribuie ca o lucrare să devină literară. Astfel este studiat caracterul sugestiv al memoriilor prin apel la sensibilitatea, intuiția artistică a cititorului, afectiv, adresându-se dimensiunii estetice a omului, conotativ fiind rolul inventivității poetice. Sunt analizate în ideea validării estetice temele recurente ale prozei de mărturisire a lui Alexei Marinan, între care timpul, libertatea, moartea, singurătatea, creația estetică, religiozitatea. Pentru a aproba literalitatea textului, sunt cercetate fragmente eseistice, reflexii filozofice, elemente de portretistică, descrieri literare relevante. În același scop sunt analizate diversele forme de expunere, cum ar fi dialogul, povestirea, descrierile, monologul interior, divagațiile, digresiunile voluntare sau involuntare, care scot în evidență particularitățile de limbaj, fonetice, morfolingvistice sau stilistice ale memorialisticii detenției. Sunt cercetate expresiile și simbolurile evocatoare care transmit cele mai semnificative trăiri din experiența de deținut a autorului. Este scoasă în evidență relevanța întrebuințării cuvintelor colocviale, utilizării unor simboluri și cuvinte cu încărcătură semantică pregnantă, fiind identificat în consecință sistemul de procedee care asigură funcționalitatea estetică a memorialisticii detenției lui Alexei Marinan. În același timp, din cauza apelului la o serie de concepte rămase încă ambigu în câmpul exegezii literare, autenticitate, ficțiune, literalitate, se resimte în unele capitole o anumită ezitare și lipsă de fluență care sunt așezate însă de ansamblu lucrării. Într-un context al reevaluării memorialisticii detenției și al clarificării statutului ei în cadrul literaturii, prezenta lucrare comportă un caracter inovator, constituind primul studiu complex dedicat operii memorialistice a lui Alexei Marinan,
tratat prin prisma retoricii ficțiunii și a expresivității autenticității. Relevanța științifică a rezultatelor derivă din perspectiva inedită a abordării studiilor memoriei individuale a memorialistului spațiului carceral, de unde necesitatea de editări între eu, sine, subiect, autor respectiv și memoria colectivă a comunismului. Raportul de similitudine denotă atitudinea corectă și responsabilă față de actul cercetării, sursele fiind citate onest cu explicațiile de rigoare în cazul traducerilor personale, respectându-se principiile etice și deontologiei profesionale. Lucrarea este redactată cu acuratețe, respectându-se normele academice în vigoare, aranjarea tehnică a compartimentelor, respectiv organizarea bibliografiei, anexelor, declarației sunt bine gestionate. Lucrarea retorică a ficțiunii și a autenticității memorialistică a detenției a Svetlanei Melnic întrunește prin urmare condițiile unei astfel de cercetări, satisfăcând scopul și obiectivele enunțate, contribuind la reconsiderarea creației memorialistice a scriitorului basarabean, prin realizarea pentru prima dată în spațiul Academiei din Republica Moldova unei analize complexe a memorialisticii sale de detenție. Plus valoare aduce lucrării bogatul material ilustrativ documentar inedit din arhiva fiului scriitorului, care poate fi consultat la capitolul anexă. Teza, retorica ficțiunii și autenticității memorialistică a detenției, la specialitatea literatura română elaborată de Svetlana Melnic, corespunde în consecință cerințelor prevăzute de regulamentul în vigoare și facilitează aducerea doctorandei a titlului de doctor în filologie. Mulțumim doamnei Ileana Grabie pentru prezentarea avizului și în continuare țin să vă spun că am să prezint și un aviz, deși regulamentele în vigoare nu îl prevăd ca aviz, dar din câte am înțeles noi, în școala doctorală de filologie din Bălți, colegii noștri din Chișinăuiem sau din cea mai multe universități din Republica Moldova, care au început înaintea noastră susținere în cadrul școlilor doctorale, de obicei președinții prezintă. Pentru ca să nu avem încruntări de sprâncene, de exemplu la ANACEC, voi am pregătit și un punct de vedere asupra tezei respective. Mai spun o dată, el nu este obligatoriu după regulamentele în vigoare. Punctul meu de vedere este scurt. Dedicată unui scriitor cu destin în literatura română din Basarabia, teza de doctorat retorică a ficțiunii și a autenticității memorialistică a detenției, ia în discuție o problematică deloc simplă, tensionând într-un cadru destul de limitat, totuși, cum este cel al unei teze, concepte precum retorică, ficțiune, autenticitate și memorialistică a detenției. Numerăm și eseiști care și-au exersat mult mai liber și mai des condeile în marginea acestora, îi sunt de un real ajutor Svetlanei Melnic, mai ales acolo unde teoreticienii întârzie să se pronunțe, își exprimă opiniile cu prudență, ocolind capcanele și contradicțiile epistemologice sau pur și simplu lasă rezolvarea problemelor pe seama spiritelor aprigioase din viitor. Menționăm lucrul acesta pentru a remarca dintr-un început elanul autoarei de a modela un material fragil, purtând pe alocuri semnele tatonărilor, ca să nu spun al exercițiilor luminare. Prospectând, prin urmare, arei tematice mai puțin luate în discuție în Basarabia sau sistematizând rezultatele cercetării fixate din bibliografia națională și internațională, doamna Svetlana Melnic circumscrie contextul istoric, reliefează contribuții notabile la cunoașterea obiectului de studiu, coperând delimitările care îi se par potrivite cu traseul analitic pe care l-a ales și care, în anii cât am comunicat în cadrul Comisiei de Îndrumare și am modificat referele de mai multe ori, nuanțându-se sau chiar reorganizându-se la nivelul sumarului pentru a obține efecte arhitectonice cât mai bune. Luând totodată în stăpânire și conceptele secundare de autobiografie, ficțiunea memoriei, memoria ficțiunii, de subiectivizare a realității, iluzia trăitului și altele, Svetlana Melnic creează premisele care îi amănăstie apropierea de viața și opera memorialistică a lui Alexei Melnic. Oarecum eliberată de problematizantele constrângerii epistemice, lucrarea dezvăluie în cel de-al doilea capitol capacitatea crescândă a Svetlanei Melnic de a se orienta în câmpul puterii. Ea acumulează și triază fapte, căutându-le pe cele semnificative, le interoghează și analizează, formulează probleme punctuale și propune interpretări. Cele mai izbutite secvențe ale capitolului visează interviul ca proba autenticității, anatomia narațiunii memorialistice și cronotopul închisorii.
unde efortul de înțelegere a raporturilor dintre viața autorului și textul memorialistic se decantează în general într-un limbaj de specialitate tot mai sigur și într-o viziune capabilă să instaureze lecțiuni plauzibile. O notă polemică, mai apăsată și nu strica una chiar mai alțăroasă, n-are Alexei Marenac și un roman cu titlul Fata cu Ața, ar fi întărit în cadrul dialogului cu sursele critice vocea autoarei, făcând-o mai puțin dependentă de prestigiul relativ totuși al cel puțin unor parteneri de dispută academică. Capitolul al treilea al tezii, memorialistica lui Alexei Marenac ca document istoric și obiect estetic, se ocupă de transiere identitare în literatura carcerală a lui Alexei Marenac, de funcția catartică a mărturisirii în jurnalul recluziunii Viu și Lumea și de problema recuperării sinelui în volumul de memorii Călătoriei în jurul omului. Cele trei paragrafe ale capitolului conțin aproape 60 de pagini și reprezintă ca fondere partea cea mai însemnată a lucrurilor. Autoarea îmbină analiza și interpretarea, insistând cu observații pertinente, mai ales asupra problemelor avansate în titlurile paragrafelor, ceea ce uneori lasă impresia că descrierii conținutului efectiv al operelor i s-ar fi cuvenit un loc mai distinct. Și aceasta pentru că, în dorința de a nu slăbi tensiunea demonstrațiilor sau intensitatea căutărilor, adeseori Svetlana Melnic pare să uite că vâna cea mai puternică a lui Alexei Marenac este anume cea de povestitor și încă a uneia cu o experiență rară, dacă nu unică. Sugestia subsemnatului ar putea părea mai curând una neacademică, nu despre știință discutăm noi aici, dar ea vine din dorința de a-i se asigura o cât mai mare pregnanță trăitului, care trebuie invocat nemijlocit de oricât ori e nevoie, în detrimentul unor analize ținute prea aproape de enunțuri critice din bibliografia largă a domeniului, dar la o distanță prea mare față de spiritul narațiunii memorialistice. O discuție aparte ar merita în legătură cu capitolul al treilea, problema recuperării sinelui, care în opinia noastră s-ar fi așezat mai bine în pagină, dacă autoarea și-ar fi lămurit până la capăt accepțiile ideii de sine, puternic marcate de terminologia psicanalizei, a se vedea de pildă delimitările dintre eu, sine și supra-eu, cel puțin în teoria freudiană, ca să nu complicăm prea mult dezbaterea, ducându-o și înspre teoria jungiană sau cea lacaniană, plus că mai sunt cealaltă. Dar și de încercările de a defini sinele și eu în filozofie, la Martin Buber, în Eu și tu, sau la Constantin Noi, ca de pildă, în Cuvânt împreună despre rostirea românească, unde întâlnim această precizare răspicată. Citez. Sinele nu este eul și conștiința de sine nu e conștiință de mine. Sinele reprezintă desprinderea de eu sau mai degrabă prinderea acestuia în ceva mai vast. Pagina 15, ediția cea mai recentă de la Comandias. Altfel zis, dacă analizăm proza memorialistică, trebuie să ne decidem dacă ne interesează prioritar conștientul, adică eu, sau nu conștientul, adică sinele, pentru că de aici rezultă nu numai formularea problemei de cercetare, ci și modul de operare al gândirii critice, adică metodă. În ceea ce mă privește, ca să nu adâncim controversele din cadrul discuțiilor în Comisia de Întrumare, am preferat să înțeleg, de fapt, prin termenul sine, folosit în teza de față, o referire la eul autorial, narativ, adică la conștient, la ceea ce unii numesc eu empiric, ci nu eu profund, care ar fi sinonimul inconștientului, și ar solicita o lectură specializată, psihanalitică, psihologică, filosofică și așa mai departe. Dincolo de aceasta, dincolo de această dispută de terminologie, justificată probabil când mizile lucrării țintesc nu numai valorificarea autenticității textului memorialistic, ci și punerea în valoare a obiectului estetic care este același, dincolo de anumite afirmații discutabile, la cine nu sunt ele la momentul acesta al susținerii, și de inerentele ezitări ale momentului formării, teza de doctorat retorică a ficțiunii și a autenticității memorialistice a detenției, Alexei Marenac, merită să-i ajută Svetlanei Melnic, jânduita recunoaștere academică. Nu mulțumesc mie că n-am dreptul să fac lucrul acesta. De aceea, în continuare, o invit pe doamna Svetlana Melnic, așa, să răspundă sugestiilor și observațiilor referenților, iar după aceasta vom trece la sesiunea de întrebări, da? Obligatorie pentru ședințele de acest tip. Vă rog. Stimate domnule președinte, domnule profesor Leacov, stimați membrii Comisiei Doctorat, vă mulțumesc foarte mult pentru audiențele oferite și pentru
timpul consacrat lecturii, lecturării studiile noastre și comentarii tot foarte oportuni pe care le-ați oferit. Din ceea ce am reușit să notez în observațiile domnului profesor Pamaș, aș vrea să vă spun, domnule profesor, în primul rând, mulțumirele este pentru toată indicația dumneavoastră și pentru oferirea de aviz. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Și aș vrea să vă spun că vă mulțumesc în primul rând pentru toate observațiile, dar în special pentru faptul că ați scos în evidență cercetarea noastră din perspectiva digitalizării a memoriei colective, ceea ce am considerat că i-a dat o notă, într-adevăr, modernă, actuală, o notă de continuitate, pentru că este absolut necesar să ne gândim la posterioritate, să ne gândim la conservarea de memorie. Și vă mulțumesc foarte mult pentru acest fapt. Într-adevăr, demersul nostru a mers mână de mână în acceptarea a documentului de istoric și a obiectului estetic a memorialisticii și vă mulțumim foarte mult că ați scos în evidență acest lucru. Într-adevăr, am mers și pe faptul autobiografic al lui Philippe Lejeune, de fapt care se referă mai mult la faptul autobiografic cu cititorul și faptul autobiografic cu istoria atunci când memorialistul Alexei Marinată încheie, spunem noi, un pact cu memoria, cu istoria și cu memoria. Aș fi de acord cu dumneavoastră foarte mult când ați menționat că referințele, cumva partea tehnică a tezei și aparatul de note, pierde undeva, se pierde de legătura de surse. Este o observație pe care am primit-o anterior și de la alții referenți, dar din păcate o argumentez în felul următor. Am fi vrut foarte mult să includem toate referințele noastre bibliografice la subsol, în notele de subsol, dar se pierdea foarte mult, pentru că o asemenea posibilitate este acceptată de către regulamentele în vigoare. Însă, în acest fel, am fi pierdut foarte mult din paginile tezei, din paginile de analize de cercetare, care, de fapt, au fost pe parcurs foarte mult condensate și scrise condensate de numărate ori, condensată și teoria, condensate și analizele din lipsa spațiului. Aș veni și eu cu sugestie să fie cumva spațiul tehnic al cercetării să nu fie restricționat în țara noastră, dacă ar fi fost posibil. Vă mulțumesc foarte mult pentru ce se puncte și chiar sunt foarte mult de acord cu aceste lucruri. Într-adevăr, am mers pe prosopopeia, pe Alexa Interioară, Exterioară, desigur, în accepțiunea lui Paul de Rom, în autobiografie as defacement. Într-adevăr, am încercat să, și vă mulțumim pentru faptul că ați scos în evidență faptul că noi am încercat să demascăm autobiograful, să încercăm să vedem viețul, natura și individualitatea, da? Identitatea acestuia, să-i observăm identitatea acestuia în text. Și vă mulțumesc foarte mult și pentru punctarea referitoare la conlucrarea noastră cu criticul și istoricul literar, de fapt și este și sociolog, renumitul consacratul Pietru Miegura. Am avut ocazia să am un interviu personal cu domnul jurnalist, sociolog, domnul Pietru Miegura, în vederea obținerii unor interviuri inedite, nepublicate, din foarte recente, să spunem așa, cele mai proaspete, cele mai recente, pe care dumneavoastră a reușit să le ia de la renumitul memorialist Alexei Marinat. Interviurile sunt doar în arhiva personală al cercetătorului Pietru Miegura, astfel, cu permisiunea dumnealui am publicat doar câteva secvențe din aceste interviuri.
Sunt într-adevăr prezente materialul foarte inedit și completează imaginea omului Alexei Marinac pe lângă imaginea lui Elisabeth pe care noi încercăm să o recriem. Vă mulțumesc din suflet încă o dată pentru toate puterile valoroase și oportune și foarte, foarte justificate și argumentate. Vă mulțumim foarte mult! Cine ce urmează, aș vrea să mă adresez domnului profesor Bogea. Mulțumesc foarte mult că ați scos în evidență multiplele încercări noastre de a releva, de a vorbi și de a discuta, de fapt, de analiza memoristica de detenție în jurul conceptului de identitate. Într-adevăr, am completat am făcut cercetarea dintr-o perspectivă dublă, am mers pe teorie și pe practică, am mers pe faptul cu istoria și pe faptul cu cititorul. Din ceea ce am reușit să notez, vă mulțumesc foarte mult că ați spus că este, că ați menționat faptul că, într-adevăr, venim cu o abordare personală, ale doricei autoriteții și ficțiunii memoriale și detenție și ați mers pe punctual pe toate criteriile cerute de regulamentele în vigoare și ați scos în evidență faptul că am respectat cu strictețea toate cerințele din impuse de către documente. Am înțeles foarte mult, dar nu am reușit să vedeți întrebări, erau doar puncte. Ce e ce ați reușit? Chiar vreau să vă spun, vă mulțumesc foarte mult pentru aviz, vă mulțumesc foarte mult pentru punctul noastră de vedere. Într-adevăr, este o tematică pe cât de complexă, pe atât de adâncă și veroasă și pentru mine în special. Vă mulțumesc că ați scos în evidență faptul că am șapte în jurul obiectului de referință. Eu chiar aș vrea să vă răspund aceste întrebări. De ce nu am inclus în lista de referință autori consacrați de asemenea memoristică, de partid Teohar Mihadaș sau Constantin Noica? În primul rând, am avut posibilitatea să abordăm mai multe puncte de vedere, dar acest lucru ar fi bubversat cumva cursul nostru, care am vrut să reținem mai mult de interpretarea memorialisticii sub aspect de identitate narrativă, sinele autorial, sinele individual a memorialistului și multiple abordări pe care noi le-am purtat în piesă, dacă la ele s-ar fi adăugat și aceste abordări și multiple alte care tot sunt foarte valoroase, atunci cumva nu am fi obținut o coerență pe care am dorit-o. Și mai ales aș vrea să menționez faptul că bibliografia este una, din punctul meu de vedere, este una într-adevăr extensivă, este una amplă și nu am vrut să mergem pe o cantitate de surse, am vrut să le explorăm calitativ un corpus de surse de literatură autobiografică și să mă așteptăm de ele. De ce? Și nu ne-am permis cumva nici iarăși restricționarea din punct de vedere a paginației și a numărului de caractere și nu ne-am permis să mergem pe abordări suplimentare, să le spunem așa, mă mulțumesc. Și aș vrea să vă mulțumesc foarte mult că ați fost în evidență în faptul că am mers pe o argumentare a luciderii acestei subiectivități autoriale și, într-adevăr, nu am reușit cumva să punem, să descriem limitele acestei abordări din perspectiva, iarăși, din lipsă de spațiu.
și poate dumneavoastră să sugera că ar fi fost și cazul continuității unui studiu mai adânc, mai exhaustiv în această direcție, un studiu postdoctoral care ar reuși să valorifice această tematică cumva mai aproape și mai adânc. Mulțumesc încă o dată, Monica, să mulțumesc mai mult. Domnul profesor Bravia, cu mulțumire de ribare, de la sfârșit, dar aș vrea să vă spun că mulțumesc foarte mult pentru punctele care le-ați făcut. Într-adevăr, am încercat să justificăm toate metodele întrebărițate în lucrare, să le aplicăm cât mai bine posibil, să oferim această comentare personală nevoie de detenție, să aducem o notă cât mai individuală, să spunem așa, interpretări și analize. Și, adică, mulțumesc că nu am reușit să notez pentru că erau doar puteri pe lucrare. Și, nu, erau întrebări. Da. Eu nu cer să spun că am reușit eu. Domnule profesor, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult de pentru adis. Într-adevăr, ați punctat foarte just că în cursul cercetării și în cursul scrierii lucrării am reorganizat de câteva ori și sumarul. S-a reorganizat și cursul cercetării noastre în care am mers la diferite alte, diferite trasee, să spunem așa. Și dumneavoastră ați spus că interviul primotopul și interviul de fapt, deci capitolul care edizează primotopul închisorii în domeniul regiunii memoristice sunt capitolul reprezentative. Vă mulțumim foarte mult pentru acest fapt și am încercat să luăm o abordare și personală, să analizăm procedurile retorice, discursive, inclusiv cele culturale între aceste capitole. Aș vrea să vă răspund întrebările referitor la de ce m-am pus în teză referință la alte lucrări a consacratului scriitor Alexandru. Da, în sens că da, a spus că este și fata cu cartea, sunt foarte multe. Dar sunt foarte multe. I-am ironizat acolo puțin, adică i-am cerut doctorandei să fie de aici încolo mai arțăboasă. Mai arțăboasă să fie, da, atâta. Da, și, da, ca fata cu fața. Într-adevăr, de fapt, vă mulțumesc foarte mult pentru această spontane, pentru că, știți, umorul este... a fost valorificat de către memorialist foarte mult pe parcursul întregii activități de creație. Dar și mai cu seamă, umorul poate pe uneori a fost umorul negru în aceste memorii de detenție, dar desigur a fost un... da, am oferit pe ganță proiectului și noastră ați vorbit despre accepțiile ideii de sine. Într-adevăr, aș vrea să vă răspund aceste întrebări. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Eu de fapt am și răspuns acolo, pentru că am spus că eu am înțeles eu, acolo unde se utilizează sine, pentru că noi am avut o discuție atât de lungată, am purtat această discuție și eu nu insist ca să-mi răspund cumva aici, pentru că răspunsul este în teza, adică în calea pe care ai ales-o. Eu remarc doar că avem încă timp să ne gândim și să ne precizăm tehnologia, dacă vrem să o precizăm. Și mai sunt să spun aici, să o fac public, că am să mă ocup de Alexei Martinant, am să mă ocup de texte de care te-ai ocupat tu, ca să fac o analiză a sinelui. Da? Nu ai eu niciuna a sinelui. Dar eu totuși țin să răspund întrebările voastre, adică foarte succint, încep să o argumentez. În primul rând, aș vrea să spun că, într-adevăr, majoritatea criticilor literaturii autobiografice astăzi percep, încearcă să valorifice literatura autobiografică într-o perspectivă culturală, antropologică și sociologică. Dar, ca gen literar, se consideră că autobiografia și de ce numai cea detenție este fundamentată pe noțiune de sine ontologic care este preexistent narațiunii, preexistent textului.
Și aceasta este o marcă autentică sau ce ține ontologic autorial, posedă o autoritate în text, ceea ce este de fapt carent în alte genuri, din perspectiva pe care noi am luat această perspectivă. Și am mers pe perspectiva oferită de către Ulrich Neisser, care de fapt spune că sinele conceptual este sau ontologic, este un concept umbrelă pentru care merge într-o aproximitate foarte apropiată cu identitatea, da? Cu conceptul de identitate, care este plurivalent, pluridisciplinar, sine. Acest sine ontologic și sine conceptual, el de fapt cuprinde, spun eu la asta, sinele ca experiență. Cum ar fi, de exemplu, sinele individual al scriitorului, sinele individualității, experiența individualității. Sinele ecologic este experiența spațiului fizic. Da? Sinele extins, care presupune experiența experienței. Și din această perspectivă am mers și am conjugat, pentru că faptul, de fapt, al lui Philippe Lejeune este faptul, tot este un fapt de identitate. Da? Este un fapt atunci când se suprapune autorul, cititorul și naratorul pot fi percepuți ca o identitate, ca o identitate. Atunci când, de ce și mai am așat pe acest sine ontologic? Și din alt punct de vedere, teoria identităților și mai ales a identității narrative a sineului care este perceput din text, el poate fi relevat și în traseile identitare pe care sunt urmate în textul memorialistic, din intenția lui Alexei Marinat. Din perspectiva în care autorul Marinat este autorul în carne și oase. Naratorul Marinat ne vorbește despre personajul Marinat care a trăit evenimentele trecute. Și de la început, pentru a menține acest pact cu cititorul, naratorul Marinat ar fi trebuit să arate cumva distanțat de personajul Marinat. Pentru că și aceste două unități, aceste două elemente de identități converg și se devină una întreagă până la sfârșitul memorialului, pentru că naratorul Marinat el asimilează pe parcursul memorialului experiența personajului. El devine pe parcurs, deja acestorul este clar și tot. Și aici este vorba și de faptul de perspectiva de adevăr, de autenticitate și de a spune adevărul. Cititorul are prezumția, da? Crede că naratorul Marinat este foarte obiectiv și spune tot ce crede personajul Marinat. Personajul care avea 20 de ani, care avea 30 de ani, care a fost în gulag. Și pe parcurs aceste două identități marșează până se convert, până se devin o identitate autorială. Acesta a fost punctul nostru de vedere, noi am mers pe el. Și eu vă apreciez foarte mult toate punctările noastre care au fost foarte valoroase, pentru că doar din perspectiva punctelor dumneavoastră am reușit să se dimentez și să îmi suprapun aceste lucruri mai ușor. Să regândesc accepțiunile lui Freud, pe care Philippe Lejeune le spune că sunt deficitare, sunt insuficiente. Psicanaliza este insuficientă în critica literară astăzi. Și conceptul de identitate narrativă care este sesizabilă din textul memorialistic capătă mai mult și mai mult interes în ziua de astăzi. Și sunt și eu pentru cei care am manifestat interes în analiza aceasta. Și vă mulțumesc pentru că fără aceste puncte pe parcursul tezei și astăzi, poate nu ar fi, știți, nu am fi obținut rezultatul acesta. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pentru verba speculativă în care ai pus atâta suflet acum. Mulțumesc acum. Așa. Pentru avalanșa și mulțumiri. Discuția noastră este foarte bună, este foarte bună și eu spun lucrul acesta pentru că suntem într-un mediu academic unde marile bătălii trebuie să se dea în jurul cuvintelor, în jurul conceptelor. Asta e. Ca să ajungem să ne înțelegem, să înțelegem lumea, avem nevoie să ne precizăm terminologia cu care discutăm. Dar ăsta este sensul discuției noastre. Eu
Mulțumesc. Și dacă nu mai, dacă sunt întrebări din partea membrilor comisiei, eventual, le rugăm să le adreseze și să se pregătească și publicul. Este o ședință publică. Suntem cu toții în drept să adresăm întrebări, pentru că suntem în această fază a adresării întrebărilor către doctorandă. Ea ne stă la dispoziție. Vă ajut, este într-o dispoziție deja foarte bună. Așa. Vă rog, membrii comisiei, onorat public, mați colegi. Totuși trebuie să adreseze cineva întrebări, da? Președintele e gata și pentru asta. Dragă Svetlana, uite, te-aș ruga, pentru că în prezentarea ta, noi făcut o prezentare bună, dar sunt oameni aici care n-au citit Alexei. Și este bine că ei să iasă de aici, aducându-și aminte o mică poveste din memoriile lui Alexei Marina. Adică să-i învoci, te rog, să-i învoci un moment interesant din tragica experiența lui Marina. Da. Sunt, de fapt, câteva. Unul este sunt suficient. De fapt, am fi vorbit de memorie și de jurnal. Sunt mergune de mână. Sunt tragica experiență atunci când, de fapt, Alexei Marinată consemnează memoriile sale că ținea un jurnal al naturii, fiind în gulag. Le scria, îl scria pe bucățele de săpun, pe bucățele de șindrină, pe gheață. Da? Ținea, este un moment foarte important de notă, de fapt, cât de mult autorul ținea la scriere, da? Cât de mult la pasarea memoriei. Și atunci acest jurnal al naturii a încercat memorialistul său cumva să-l sistematizeze și rupând bucățele de carton, de hârtie, având și o poziție în lagărul gulagului de persoane care face inventarierea, își croia ceva din hârtie personală, pentru că era strict de zis să face orice notiță în detenție, și-a proiect și și-a cusut un jurnal al naturii. Făcând cumva peste timp, servind în gulag mai mult de 5 ani deja la acea perioadă, și-a făcut o reputație de o persoană foarte, foarte, adică, nu știu, o persoană foarte cum se cade și de aceea și nu era, nu se făceau percheziții în camera și în barata în care locuia memorialistul lui Semerea. Dar într-o zi îi spune colegul că vei fi trimis la carceră pentru că cineva l-a denunțat, a văzut acest jurnal și a denunțat. Și cel mai mare regret a lui este că el a ars acest jurnal. Și a venit la revenire în Republica Moldova, pe atunci în Sovietică Socialistă, Moldova Sovietică Socialistă, l-a reconstituit în memorie și nu i-a spus nici copiilor, nici soției, până în momentul în care a venit prăbușirea, să spunem așa, regimului comunist. Dar un moment foarte elocvent de înstrașul ca experiență este faptul că când a fost trimis în lagăr, deportat în lagăr din Siberia, Marinat era foarte tânăr. El era în anii, la începutul anilor 20, era student la Mondila Facultate de Filologie în Chișinău. Și fiind naiv de felul său, într-o zi, prietenii, să spunem așa, persoane foarte departate, i-au propus lui să evadeze. Și evadarea era planificată pentru a doua zi dimineața. Era o evadare planificată din timp de către ceilalți acolo trei atanți care au săpat un tranșeu subteran. Dar între timp Marinat, fiind foarte tânăr, își făcuse naivă de își făcuse prietenie cu un scriitor evreu, originar din România, din Cernăuți, și spus din Cernăuți, Elie Pulevin, căruia îi consacră, de fapt, un capitol foarte sugestiv în memorie. El sărac și o chestie dedicată, se numește acest capitol. Și Levin îi confesează acestui prieten că urmează să evadeze.
Și Negulevin îi spunea că să știi că tu ești cel mai tânăr dintre cei trei, din patru care urmați să evadați, dar pe tine te-am invitat doar cu un scop, să servești de jertfă să fie el consacrat în pădurile Siberiei, atunci când să fie sacrificat. Și el atunci a înțeles care a fost premisa invitației lui, de ce pe el l-a uitat. M-a invitat să evadeze ca el să fie sacrificat pentru că sunt mici mii de kilometri de taiga. Atunci el Mulțumim. Așa, dacă mai sunt întrebări, vă rog. Iată mai interesează un lucru, că în scrierile sale, dar a urmat după ce a aplicat din gulag, el a rămas la fel marcat, sau a putut deja să-și exprime gândurile autentice, fără a fi necesar să facă acele ascundiși pe care le-a făcut atunci când scrie în gulag. De aici a apărut tematica pe care i-a abordat-o astăzi. Da. I-aș vrea să vă spun, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. În primul rând, memoriile conțin reflecții publice și foarte multe notițe ulterioare consemnate la o vârstă mai înaltă, din care desprindem totuși că această experiență opresivă a recluziunii, a gulagului, l-a marcat foarte mult pe memorialist. El notează că până în ziua de astăzi, cum ar fi în ziua în care a ajuns la 80 de ani, memorialistul își mănâncă toată porția de mâncare de farfurie, pune valoare în fiecare relație pe care o are. El scrie că mă simt mai liber când a scrie. Mă bucur, dacă aș cita aproximativ, mă bucur că am ajuns la ziua în care pot să-i spun lucrurilor pe nume. Dar oricum această experiență a gulagului rămâne a fi una foarte traumatizantă. Este una de durată, da? Aproape 8 ani de gulag. Și după gulag a urmat și revenirea în spațiul care tot a fost mai departe controlat de forțele comuniste, opresive și de tortură. A fost supus, după revenirea de gulag, a fost mai departe supus anchetelor. Și dacă am să vă spun un detaliu foarte important de biografia memorialistului, în 89, atunci când memorialistul foarte mult lupta pentru revenirea limbii române în spațiul nostru, pentru libertatea noastră națională, atunci forțele și autoritățile comuniste de atunci, din 89, au încercat să reia cazul lui Semerenat și au făcut apel la curtea din Odessa, unde se păstra dosarul reabilitatului deja al Semerenat și au încercat să invoce iarăși trădare națională. Aceste lucruri au durat parcursul vieții, întreaga viață, fiind totuși marcat și de gulag, dar și cea mai mare parte a vieții locuind, trăind în acest regim sovietic. Și în plus la aceasta, foarte mult l-a marcat Alexei Marinat și experiența foamei. Foamei când el spune în jurnalul său că o mamă și-a mâncat primul său copil. Da? Un act foarte dureros, strașnic. Da? Atunci și acest foamea l-a foarte mult la marcat, da, pe parcursul întregii vieți și faptul că regimul de atunci, tatăl său fiind primar în Valea Hoțului anterior,
când au venit regimul sovietic, l-au considerat pretrădător de patria și i-au confiscat casa, tatăl a fost deportat și mama sa a născut al cincilea copil pe zăpadă afară și în cosecință a vegetat. Și aceste lucruri l-au marcat foarte mult pe Mihailis, foarte mult. Se conjugă și experiența gulagului, dar și experiența regimului de tortură, care era foarte opresiv, apăsător. Și toate, știți, merg în... Mulțumesc! Starea în care ne aflăm acum, toții de cea de pandemie, da? Așa. Pentru cei care au trecut prin gulag, asta a fost tot o pandemie, deosebită de ceea ce este astăzi. Acum ce se întâmplă cu organismele vii astăzi? Deci unele se adaptează, așa își creează propria imunitate de luptă și în continuare prosperă. Alții, din păcate, se întrebă, dar asta este. Așa. Deci, dacă ne referim la ceea ce a făcut, deci, de starea de pandemie, este și pozitivul și negativul, așa va știm. Și impact pozitiv și negativ. Deci, această are gulagului în care au trecut acești oameni, Doamne ferește, dacă nimeni, a avut și impact pozitiv asupra dezvoltării literaturii românii sau modul de exprimare, de scriere, dezvoltat în continuare, fără numai negativ. Eu nu cred că putem vorbi de un impact în termeni în care n-am să-l spuneți. Eu cred că putem vorbi doar de faptul că el este sesizabil acest impact. Prin, de exemplu, prin acest vocabular de lagăr, da, întrebunțat, dar nu putem, dar poate într-un fel este vorba de o poetică a detenției, cum neastră spuneți în acești termeni. Dacă a marcat gulagul și a suscitat forță artistică pentru alții, da, cumva au reanimat. În cazul lui Marinat, dacă aș putea să vă spun, autorul Marinat, scriitorul Marinat, ținea un jurnal, era student la teologie, scria până a merge în gulag. În cazul lui Marinat, eu cred că el era marcat foarte mult, dar el deja era, avea o tentă de a scrie. Dar din alt punct de vedere, eu aș fi foarte de acord cu dumneavoastră, pentru că foarte, de exemplu, și autoarea Elena Constante și-a descoperit forța artistică tocmai în urma acestui regim opresiv. Da, aveți dreptate. Poate acest regim opresiv și gulagul a născut pe alocuri, a născut, desigur, scriitori, poieți ai carcerei, poieți ai recluziunii, poieți ai închisorii. Dar ne putem lipsi de... Da. Ne putem lipsi foarte bine de această literatură și cu siguranță că experiențele marchează existența. Dar nu trebuie să vorbim în termeni de pozitiv și negativ. Pur și simplu, evenimentele atrag după sine niște efecte. Da. Și îi sugerează omului să reziste în fața tăvălugului istoric. Mulțumesc. Inclusiv un exercițiu confesiunii. Da. Da. Dacă mai sunt întrebări, observații, vă rugăm. Doar o întrebare. Cu ce autor din literatura română l-ați... Bine, care vi se pare mai apropiat de Alexei Marinat dintre... cei reprezentativi pentru, nu, literatura antitotalitară. Totuși, desigur, este... Mulțumesc foarte mult pentru o întrebare, domnul profesor, mulțumesc foarte mult. Totuși, desigur, Alexei Marinat a fost comparat cu Solzhenitsyn mai mult și totuși din spațiul sovietic, dar din perspectiva... Dar în literatura română, cu Ide Sârbu, cu Goma, cu cine ați comparat? Eu, de exemplu, în perspectiva mea, eu cred că Cicerone e Orizoiu mai mult, dar asta este perspectiva mea. Citindu-o, parcă aș putea spune că intersecții sunt mai multe, tot foarte Cicerone e Orizoiu, tot este prevalează această necesitate urgentă de, și minuțioasă și foarte aproape de realitate, de a înregistra și experiența și însăși datele geografice. Eu aș spune, desigur, Paul Goma, da, dar pentru mine, nu știu dacă v-am răspuns, eu cred că... Are timpul, are... Curios, da. Mulțumesc. Poate este o argument respectiv. Mulțumesc foarte mult. Are timp, da, să facă comparații și cu Paul Goma și cu Ide Sârbu. Da. Și cu Ide Sârbu.
Steinhardt și alții. Vă rog, alte întrebări? Alte întrebări? Alte întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, înseamnă că trebuie să-i mulțumim autorii tezei, da, pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri și pentru răspunsurile pe care le-a adresat în legătură cu sugestiile pe care le făcuseră referenții. Și să încheiem partea de dezbatere pentru a crea condiții comisiei de susținere să formuleze ultimele concluzii. Și eu am să vă rog puțin pe Îi rugăm să rămână în sala doar pe membrii comisiei pentru 5-7 minute, după care voi invităm să reveniți în sală ca să ascultați ultimul rezultat. Onorată audiență, anunțăm rezultatul deliberărilor noastre în ședința Comisiei de Susținere a Tezei de Doctor, Retorica Ficțiunii și a Autenticității Memorialistică a Detenției, Alexei Marina, așa susținută de doamna Stepana Membru. Calificativul atribuit de comisie este foarte bine și, ca urmare a acestui fapt, comisia conferă titlul de doctor în filologie. Faptul care o felicităm cu toții. Și îi rugăm în continuare pe cei care sunt prezenți aici, dacă au spus un cuvânt, în marginea evenimentului la care au asistat astăzi, îi rog să facă lucrul acesta. Domnule președinte, aș spune eu câteva cuvinte. În primul rând, felicit pe dumneavoastră că ați desfășurat ședința excelent pentru mine. Este o ședință și un semn de bun augur, după câte înțeleg eu, după câte mi-amintesc, este prima susținere. În nouul format doctoral. În nouul format și doctoral și sper să vă aducă să fi tras din picioare, să vă târâim picioarele Svetlana și să aveți mulți doctoranți și multe susțineri. De acum înainte, o felicit pe proaspătul doctor în filologie pentru succesul obținut astăzi și îi urăm să continue, să facă o monografie, pentru că e nevoie de această monografie și în spațiul acesta și în spațiul în România. Și desigur o felicit pe doamna Diana Brabie, conducătorul științific, pentru insistența de a o duce până la capăt pe prima, da, poate știu eu doctorat. În același timp, folosesc acest prilej oficial să aduc din partea Academiei de Științe o diplomă de recunoștință pentru doamna Diana Vrabie, una care a întârziat prea mult de la Chișinău până aici, pentru că este aprobată în ședința din 9 februarie 2021, m-au delegat pe mine acum să vă aduc. Este o diplomă de recunoștință doamnei Diana Brabie, doctor filologie conferențial la Universitatea de Stat, Ana Plus-Odenberg, cercetător științific coordonator la Universitatea de Stat din Moldova, pentru rezultatele relevante și în activitatea de cercetare științifică pe plan național și internațional, precum și cu prilejul zilei internaționale a femeilor cu activități în domeniul științei. Mulțumesc! Asta a fost acea parte de scenariu, a fost un lucru de vreodată. Este un eveniment bun în care, într-adevăr, se poate face și lucrurile. Domnul profesor Pavel Doban, președintele Consiliului Științific al Universității de Stat ale Toruso, vă rog. Da, vă mulțumesc, doamne președinte, deci eu astăzi am venit, nu e postat de președintea Consiliului Științific, dar ca ne-ai postat de fostul profesor Svetlana Nemi, care a cunoscut-o mult ani în urmă, așa că din domeniul elevă la liceul Ion Creanu. Ne-am predat fizică. Ce m-a bucurat pe totdeauna, deci ea s-a fost anul a rămas așa cum am cunoscut-o prima dată. O formicuță foarte harnică, așa foarte perseverentă, blândă și bună. Și asta vă dea să rămână și în continuare. Ce n-a fost observat asta? Pe primul cu ea, deci ea nu a făcut facultatea la limba și literatura română. A făcut la limba, literatura engleză și limba franceză, dacă nu greșesc.
Ceea ce înseamnă că acest nou tânăr cercetător format deține foarte bine, cel puțin trei limbi, dacă nu chiar patru. Așa? Care ar putea în continuare să ajute școala doctorală filologiei să spună în valoare cercetările pentru a fi publicate la nivel internațional. Deci vă spun lucrul ăsta nu din motivul că sunt numai decât la Sătlana. Sătlana a muncit cu mine în calitate de traducător în mai multe proiecte de cercetare. Am publicat monografii, capitole la care Diama a ajutat foarte mult. Și credeți-mă că dacă editura își prinde, nu mi-a făcut practic nicio observație la textul în engleză, care a fost corectat de Sătlana, deci are o valoare și ca traducător. Deci, eu o felicit în primul rând pe ea, pentru că ea este principală din urmă. În al doilea rând, doamna Bati, primit-o așa cum este, dar ea astăzi este cereața cea mai mare dumneavoastră lucrurile de ea. Da. Este absolut normal. Este sărbătoarea dumneavoastră voastre la ambele. În același timp, dacă nu era școala doctorală de filologie, așa, deci nu avea loc evenimentul și nu avea loc așa cum spus-o doamna Părădăgrași, prin doctor, în școala doctorală și filologie de la Bărăt. Și de ce nu, în ultimul rând, eu iau de la Bărăt în sus. Da? Și Universitatea Bălțană, că, slavă Domnului, în sfârșit am avut prima ședință la care un doctorant absolvent la un școală doctorală din această universitate și-a luat la ea acasă, așa, titlul științific de doctor. Pe această ocazie îți doresc mulți ani, mulți sănătate, bravo! Ai reușit în acest timp să te ocupi din doi cu oraș pe oraș, un mult care în societatea moldavă, din păcate, de văzut putin de Parlament și anulat și stadiul din mâncă pentru mame, ceea ce eu consider că este ieșit din comun. Dar doamne să nu fie așa. Sănătate ție, familie, copiilor. Mulțumim, deci, bătrâni. Se bucur în continuare de stima și respectul și aportul personal în această universitate. Și mai mult decât spun, la mai mult ce la mai mare. Unde este bine, tot de unde este loc pentru mai bine. Mulțumim foarte mult. Vă n-am aplaudat. Mulțumim, domnule profesor. Și rog în continuare pe domnul Andrei Marinat, care este prezent aici, fiul scriitorului în discuție astăzi în ședință publică. Vă rog, domnul Andrei Marinat. Da, bună ziua. Vă rugăm. Se aude? Da, vă auzim foarte bine. Bună ziua, Svetlana. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă bucură faptul că astăzi avem frumosul prilej de a oferi un omagiu tatălui meu, Alexei Marinat, scriitor, memorialist, diarist, jurnalist, prin prezentarea acestei teze de doctorat, care oferă detalii din viață și memoriile scriitorului Alexei Marinat. Demersul lui Alexei Marinat a fost de a oferi un testament uman despre acele evenimente istorice, triste, prin care a trecut poporul nostru. Foamea, arestările, miez de noapte, justiție, regimului de tortură, deportări, execuții, așa mai departe. Aceste mărturii au fost făcute din simțul unei datorii morale. Pentru jurnalul Eu și Lumea, Alexei Marinat a fost arestat pe 27 mai, minus 47, și condamnat la 10 ani de gulag. Astăzi câteva sau 10, în jurul la 10 închisori, lagări, ultimele 3 lagări erau, ultimul lagăr era în orașul Taișet, asta era colonia 10-200. Acest jurnal a susținut moral pe Alexei Marinat, încât putea să-i spună mai multe decât unui coleg sau unui prieten de facultate. Pentru memoriile
călătorie în jurul omului, Alexei Marinat a obținut premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova. Volumul a apărut în 2004, a fost editat la editura Prut. Când în 2004 Alexei Marinat a împlinit 80 de ani. Ну, și al treilea a apărut și a treia ediție, deja asta în 2017, deja după moartea lui Alexei Marinat, după 9 ani, editura Cartier a scos a treia ediție. Iată aici aceste caiete, ele erau trei. Asta ce cu roșu, asta anchetătorul, tot ce a făcut cu roșu în caiet, asta anchetătorul cu creion roșu a subliniat. Iată, este al doilea caiet, este primul caiet. Iată, aici este iziată prin obăschi o Marinat Alexeia A.R. Tetrade pronumerovane, всего 79 листов, și aici скелетура, și mai departe. Erau trei caiete. Al treilea caiet se numea Pânzala Neagră. Acest caiet a fost distrus. Aceste caiete au fost Procuratura Generală la Moscova. Procurorul General le-a citit aceste caiete. Al treilea caiet a fost distrus. Acest caiet care se numea Pânzala Neagră a fost distrus. Aici în Chișinău, de către ofițerii KGB din securitate. Așa era înțelegerea între ei că se întoarcă lui Alexei Marinat aceste două caiete, dar al treilea caiet să fie distrus chiar acolo de față lui, chiar în cabinet. Și acolo i-au dat foc. Acolo în acel caiet, pe urmă tata totuși după memorie a restituit toate mai multe episoade din acel caiet. Acolo era concret despre pamete, despre Голодоморul din Ucraina, anii 30 cu familii concrete, cu și așa mai departe. Nu, așa cel caiet a fost distrus. Iată ce am vrut să spun. Mulțumesc Svetlanei și felicitări. Și noi vă mulțumim. Da, mersi. Multă sănătate. Mersi. Mulțumesc. Dispoziție, tot materialul dumneavoastră. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Vă rugăm, doamna Valentina Prescan, proiectul pentru activitatea științifică și relații internaționale. Unorată asistență, cei care vă aflați în acest spațiu fizic, dar și cei care sunteți în spațiu virtual, voi avea un mesaj succint, dar constituit din două părți. Primul ține de acel succes pe care îl trăim cu toți astăzi fericiți. Avem primul promotor a ceea ce numim noi școală doctorală filologie de la Bălți. Și mesajul meu este unul de gratitudine din partea administrației universității pentru întregul colectiv care ați format doctoranți și formați și la moment, dar și pentru Consiliul Științific al Școlii Doctorale, pentru Consiliul Științific al Universității, care a monitorizat atent acest lucru. Evident că pentru președintele comisiei de astăzi, care a și realizat funcții manageriale pe acest sector, și tuturor celor care sunt doctoranți la zi, la moment, în această școală doctorală filologie. A fost un drum greu. Am demarat în iulie 2015 ca să primim primele finanțări la final de an și de atunci au trecut câțiva ani, câteva clipe și atunci suntem aici. În numele administrației universității vin cu un mesaj de gratitudine pentru cei care astăzi ați făcut referință la această teză de doctorat și scot în evidență experții, personalități notorii care cunosc foarte bine domeniile,
de la trei instituții parteneri, Universitatea de Medicină, Farmacie, Tehnologie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș, România, mulțumirile noastre, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, mulțumirile noastre, și Universitatea de Stat din Moldova, mulțumirile noastre. Am respectat exact ordinea din anunț, dar valoarea este identică. Mulțumirile noastre către președintele Comisiei, care a punctat rigoros acest design al ședinței sau acest algoritm, care este unul ce necesită respectare cap-coadă, ori exigențele agenției noastre naționale de evaluare sunt foarte bine respectate. Și evident că o să mă opresc la coordonatorul științific, care deci a monitorizat modul cum doctoranta Svetlana Meli își realizează planul individual și eu cred că exigența, monitorizarea și valorificarea celor produse realizate de Svetlana a făcut ca acest rezultat să fie unul adus la ordinea de zi. Mulțumim tuturor! Universitatea, prin această școală doctorală, este una clasică, cu toate cele trei cicluri de studii, licență, masterat, doctorat, avute sau prezente la zi, și evident că lucrul acesta este pentru noi unul de valoare. Cealaltă parte a mesajului meu vine către Svetlana Melic, autoarea tezei de doctorat, care pe mine, eu am ascultat foarte atent și eu vin din domeniul psihologiei și evident că aici sunt foarte multe lucruri interesante, fiindcă atunci când vorbim de eu, sine și supra-eu, zicea așa cum domnul Marinar despre o responsabilitate morală, care de regulă se întâlnește la persoanele căror supra-eu este unul funcțional, fiindcă el meditează și meditează spre ceea ce numim noi moralitate, bine, rău, etc. Dar și nuanțele care au fost punctate în aceste referințe cu privire la subiectiv-obiectiv. Noi cunoaștem că lumea este obiectivă, dar noi avem reflecții subiective care nu denaturează obiectivitatea lumii, ci percepțiile fiecărui din noi sunt condimentate și derivate din ceea ce reprezentăm noi ca om. Oricum, noi avem funcția de reflecție. Și reflecția permite ca... Reflecția este o capacitate care ne permite să ne privim pe noi, experiențele noastre și altora, dintr-o parte. Și uite aici, tot se fac. Dar atunci când... ești savantul, omul istorie, care încerci să aduci o claritate în ceea ce înseamnă ficțiune, ceea ce înseamnă autentic, niște experiențe care nu au fost trăite de către noi, cei care suntem aici prezenți în sală. Acestea sunt subculturile carcerale, efectele totalitare și noi cunoaștem că experiențele schimbă și modifică modul în care o percepe lumea, inclusiv acel, să zicem, act de canibalism pe care l-a punctat Svetlana cu privire la acele experiențe, ele devin firești atunci când mediile devin extrem de nocive. Sunt lucruri care influențează psihicul uman. Evident că noi vorbim despre evenimente post-traumatice. Ați vorbit aici de exercițiul confesiunii, în psihologie noi mai zicem nevoie de exteriorizare. Trebuie să spui, să desenezi, să cânți, să faci ceva pentru a scoate din tine, ori orice este bine camuflat, dar perioada era bună pentru sau solicita camuflarea, duce ulterior la trăiri repetate sau acel sindrom al stresului traumatic, care eu, ca și specialist, lucrez de lungul anilor. Onorați colegi, să dezvoltăm în mediile academice lucruri frumoase, fiindcă orice experiență ne marchează. Și noi, nefiind, așa cum este domnul Marinat,
să zicem, posesori au unor manuscrise, noi nu verificăm ceea ce ne-au spus părinții noștri. Reflectăm, medităm și chiar valorăm. Dragă Svetlana, aici avem cel mai frumos buchet de flori care l-am putut găsi în piață, grăjurul universității. El aparține Departamentului de Relații Internaționale și Secției Știință a Universității de Stat Alecul Studium Bălți, fiindcă scot în evidență aici preponderent pentru colegii noștri de peste tot, pentru referenții, inclusiv pentru doamna Grafic. Svetlana este subalterna mea, a lucrat la Relații Internaționale, dar paralel, evident, că a avut o activitate științifică și didactică la catedra de profil. Dragă Svetlana, zic ceva pentru tine, dar salută și doctoranții din spațiu virtual. Atunci când vrei să faci o teză de doctorat bună, trebuie să refuzi la ceva. Luați-vă un concediu, luați o bursă. Pe 4 luni avem acum la Leipzig, o universitate în care limba și literatura română sunt la ei acasă, pe dimensiune de cercetare. Svetlana a combinat concediul de maternitate, în care copiii când sunt mici dorm mult și evident că a reușit să ducă la bun final această teză. Renunțați la ceva, toți am făcut-o, inclusiv eu. În perioada de doctorat, 3 ani de zile, nu am avut viză de reședință, fiindcă instituția în care făceam, nu avea pur și simplu un termen pentru doctoranți. Svetlana, felicitări pentru faptul că ai știut să-ți gestionezi timpul și să te împarți între familie și cercetare. Felicitări pentru faptul că ai pus un punct în istoria acestei școli. Felicitări pentru faptul că ai considerat că știința și filologia sunt domenii care sunt indispensabile unei persoane care acumulează într-un universitar. Felicitări din partea noastră, sunt în tine. Felicitări! Am uitat prin pandemie. Da, da. Prima da. Dată în 2 ani. Mai uităm, mai uităm. Felicitări foarte, foarte bună, să dăm la profesor Cicam. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt intervenții din sală sau din publicul larg, vă rugăm. Dacă nu mai sunt, îi dau cuvântul doctorandei pentru mulțumit. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc aceste instituții care m-a format începând la treapta de licență. Și dacă îmi permite, domnul președinte al Comisiei de Doctorat, fără a diminua implicația fiecărui membru a Comisiei în cercetarea noastră și adezarea în recomandări și observații, țin să fac cele mai frumoase mulțumiri din suflet și din recunoștință și de mare gratitudine conducătorului meu doctorat, pe care mulțumesc foarte mult. Toate puterile dumneavoastră ne-au ajutat să cumpărăm
cercetarea și să luăm un curs adecvat pentru noi și corect, din punctul nostru de vedere. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc tuturor! Mulțumesc! Mulțumesc că însuși! Doamne, tuturor colegilor, în primul rând, țin să mulțumesc membrilor comisiei de astăzi, colegilor, domnul Patraș, colegilor de la Târgu Mureș, prin prezența domnului Diego Bonde, vă mulțumim, domnule profesor, vă mulțumim, doamna Grate, mulțumim, domnule președinte al comisiei și toți cei care v-ați răpit astăzi aceste două ore și ați ținut să fiți prezenți, să ne susțineți într-un fel sau altul în această misiune, evident și cu emoțiile care sunt inerente unei asemenea activități, dar vă suntem recunoscători pentru această solidaritate academică. Vă mulțumesc, vă stimați colegi și să asistăm la mai multe evenimente acum că e dat startul de acest tip în comunitatea noastră academică. Felicitări, dragi spectatori, că ai ajuns în acest punct. Să te bucuri și să nu te oprești aici. Mulțumim tuturor pentru prestația lor din ședința de astăzi și în special colegilor noștri din Universitățile Surori, pe sprijinul cărora mizăm în continuare și le spunem în același timp că vom fi la fel de deschiși pentru colaborare și pentru a-i ajuta să-și promoveze programele domnilor lor de doctorat, pentru cazul când vor avea nevoie de sprijinul nostru la Școlii Doctorale Filologiei din Bălți, pot să apeleze oricând la noi. Felicitări de Universității din Bălți pentru acest eveniment și într-un ceas bun tuturor!